Vă spun și eu încă o dată bună dimineața. Pentru cei care nu știți cine sunt, mă numesc Ovidiu Alb. Sunt tată de 3 copii, adolescent, preadolescent și preșcolar. Așa că voi încerca în dimineața asta să dau glas întrebărilor voastre, a noastre, ca și părinți, în ceea ce privește comportamentele de risc. Dacă e să o punem dintr-o perspectivă spirituală, războaiele pe care le avem de dus împreună cu copiii și sper că nu împotriva lor, în ceea ce privește adaptarea la cultura din ziua de astăzi și cum putem să rămânem relevanți și totuși adevărați creștini. Vreau să introduc pe scurt vorbitorii din dimineața asta. Să încep cu Tabita Cernica, doctor, specializat pe adicții, lucrează cu Fundația Preventis. Reia Brudan, pastor la Biserica Via, implicat în lucrare de peste 30 de ani, o bună parte în lucrarea cu tinerii. Și Ramona Trâncă, profesor psihopedagog la Liceul Tehnologic pentru persoane cu un deficit de auz. Sper că am zis bine. Deficiențe. Deficiențe, cer scuze. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Aș vrea să deschidem discuția de astăzi și să înțelegem un pic la ce ne referim când vorbim despre comportamentele de risc. Putem să facem o clasificare, le împărțim după criterii anume sau de ce le considerăm de risc? Care e riscul până la urmă la care se supun copiii noștri? Și probabil aș începe cu Tabita pentru că se ocupă de cele mai relevante în munca de zi cu zi. Poți să ne spui un pic cam care ar fi comportamentele pe care le întâlnim la copii și de la ce vârstă încep să apară aceste comportamente? Când am început să lucrez în acest domeniu, cu mulți ani în urmă, când se vorbea despre comportamente cu risc, se vorbea în general despre tutun, alcool, droguri și comportamente sexuale. Acum, gama aceasta s-a extins foarte tare și se extinde continuu. Nu pot să spun că am o clasificare, aș numi comportamente cu risc orice tip de acțiuni care au un potențial sau un efect dovedit negativ asupra sănătății fizice, biologice, emoționale. Nu totdeauna stomacul sau inima suferă, dar la nivel afectiv, emoțional, mental, lucrurile pot merge negativ. Și, sigur, pentru noi care recunoaștem componenta spirituală a ființei umane, ne gândim și la impactul negativ asupra componentei spirituale. Aș spune doar că ceea ce numeam cândva fumat, simplu, și ne gândeam la țigara aceea banală, acum când spunem fumat, ne gândim la nenumărate variațiuni de dispozitive de fumat, electronice, dispozitive de vapat, de diverse tipuri și continuu în dezvoltare. Apoi alcoolul, energizantele, drogurile de multiple tipuri și categorii, comportamentele sexuale, mai nou tot ce ține de afectarea pielii, tatuaje, piercuri și poate acolo intră un pic la limita patologică, dar tot ce ține de self-harm, cumva. Aș adăuga aici, că tot ai pomenit de ce ține de piele, văd că industria de beauty se dezvoltă tot mai mult și începe să fie tot mai prezentă în viața copiilor de la vârste tot mai fragede. Și trebuie să mă recunosc surprins, poate de la o săptămână la alta. Și vreau să văd dacă putem băga în discuție și partea asta de tratamente de beauty, mai mult sau mai puțin invazive. Cred că personal nu le-am mai auzit menționate nicăieri ca și comportamente cu risc, dar dacă stau să mă gândesc acum, fiind multe dintre ele metode invazive, da, ne referim la diverse tipuri de injectări sau de remodelări faciale sau corporale, cred că ar merita luate în discuție.
Da, eu având două fete care deja sunt destul de mari, 18 ani aproape și 21, cred că provocarea noastră ca familie a fost pe, în direcția aceasta. Eu consider că orice acțiune, orice intervenție care poate influența în sens negativ structurarea personalității, poate fi considerat comportament de risc. Unde ne oprim? Care este borna până aici? Se poate de aici încolo, deja e un comportament de risc, pentru că afectează personalitatea, stima de sine, formarea identității și așa mai departe. Și cred că în aceeași listă, la fel de bine, atunci ar putea intra și vestimentația, chiar dacă la o primă vedere n-ar fi un comportament de risc, cred că și modul în care te îmbraci spune ceva despre tine, despre lăuntrul tău, transmiți un mesaj și cred că și așa sunt frământări reale pentru părinți. Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, haideți să ne uităm un pic de ce apar aceste comportamente, care ar fi motivația din spatele lor și apoi să ne uităm mai departe să vedem cum putem să contracarăm. Dar care ar fi în primul rând motivația? Nu știu, ce spun copiii despre lucrul ăsta? Eu, mie ca părinte, trebuie să recunosc că încerc să discut cu copiii mei, încerc să leg punți cu ei și fie dau răspunsuri foarte succinte și când le-am cerut răspunsuri în mai mult de 4 rânduri, mi-au dat pe B, I, N, E, fiecare pe un rând separat, deci inventivitatea copiilor și imaginația lor de multe ori o depășește pe noastră și greu se deschid față de părinți, uneori, alteori încearcă să schimbe subiectul, deci e clar că trebuie insistat acolo, dar am vrea să vedem un picuț și din experiența voastră care sunt motivațiile pe care le-ați întâlnit, motivațiile care generează comportamentele astea. Te rog. Aș spune, copiii dau, eu fiind într-o relație oarecum externă cu copiii și cu adolescenții cu care lucrez, cred că într-un fel am acces la răspunsuri diferite, tocmai pentru că ei față de un consilier sau un medic nu simt nevoia neapărat să camufleze așa de mult lucrurile, că oricum camuflează. Răspunsurile pe care le primim sunt foarte diverse, de la curiozitate, pe care ei o identifică mult mai ușor și spun, am fost curios să văd cum este să fumez sau cum, ce gust are energizantul nu știu care sau cum este un anumit lucru. Un alt răspuns frecvent apărut este în cuvinte diferite, așa se face, sau dacă ești la modă, așa se face. Și mi se pare că multe campanii de marketing exploatează foarte bine acest răspuns, inclusiv unul dintre dispozitivele de vapat, care este promovat acum, are ca și slogan ca să ieși în evidență. Și m-am gândit ce bine au știut să pună degetul pe nevoia multor preadolescenți, adolescenți de a fi diferiți. Chiar și cele mai la modă energizante care au apărut acum în 2023, poate ați auzit Prime și Kim Made a lui Kim Kardashian, tot pe modelul acesta merg să ieși în evidență și cine își face rost de un energizant Prime este mare vedetă în școală și știu adolescenți care după ce și-l beau, îl umple înapoi cu apă sau cu suc ca să mai aibă de umblat cu ambalajul acela pentru că e rar și cine îl are iese în evidență. Și pentru că ei sunt, în special preadolescenții, adolescenții în perioadă de formare a identității, în care încă nu prea știu bine cine sunt eu, pe ce îmi bazez valoarea, dacă sunt valoros sau nu, asta este cel mai la modă, să îți agăți valoarea de ambalajele din exterior, inclusiv de canul pe care îl ții în mână. Deci acesta cred că este un răspuns adânc care stă acolo de ce fac lucrurile acestea să iasă în evidență. Și aș mai spune doar atât,
încep să înțeleg tot mai mult că aproape orice facem noi, dar și copiii sau adolescenții, este de fapt un răspuns, o reacție la o funcție mai adâncă. Noi tindem să ne uităm la ce izbește ochiul și ne uităm la comportament. Au răspuns răstit, nu vorbește respectos, vrea să fumeze, nu știu ce. Dar astea, de cele mai multe ori, răspund la ceva mai adânc. Și acel adânc ne interesează mai tare și poate veni din sfera aceasta. Am nevoie să fiu văzut, să ies în evidență, să fiu apreciat, să fiu la nivelul celorlalți, să nu rămân în urmă, să nu fiu considerat demodat sau nu la modă, sau din categoria mă face să mă simt bine. Mă liniștește, mă înveselește, îmi dă adrenalină. Deci răspunde unor stări emoționale. Adolescenții și preadolescenții sunt frecvent plictisiți și atunci dacă ceva te ajută să te simți energizat sau mai vesel sau mai bine dispus, de fapt este doar ce faci, ce se vede în exterior, dar este răspuns la ceva mai adânc. Sigur, sunt și mai multe motive. Da, probabil. Eu voi vorbi mai mult din punct de vedere al mamei de două fete, mai puțin ca și profesor psihopedagog, deoarece lucrez cu copilași mai mici. Am aici în sală o dirigintă de clasa 10-a, cred că ea ar avea mai multe de spus. Dar cea mai frecventă motivația a fost are și X și Y și când erau mai mici. Până la urmă dorința de a fi acceptat. De a fi acceptat, exact, da. Când erau mai mici, toată grădinița, toată clasa, no, când au mai crescut, era evident că nu are toată clasa sau așa, dar 1, 2 din clasă, influență. 1, 2, 3, 5, da. Da. Urmă, presiunea de grup e determinantă de foarte multe ori. S-ar putea să fie și lucruri, deși cred că ai atins-o într-un fel, depinde cum, doar cum punem nuanțele. S-ar putea să fie și niște tulburări emoționale grave pentru care unii apelează la astfel de comportamente de risc, care au de-a face cu problema aia profundă pe care o menționai. Dar unele din problemele profunde sunt mai normale, mai într-o limită a normalității, altele sunt cât se poate de grave și practic eu cred că se și vede unde problema este mult mai gravă în funcție de comportamentul de risc abordat. Da, apropo că ziceai că lucrezi cu copii mai mici, cred că e foarte important de deschis subiectul de la ce vârstă deschidem subiectul cu copiii, de la ce vârstă trebuie să fim noi atenți la semnalele pe care ni le dau copiii și să încercăm să fim proactivi, nu reactivi. Da. Acum eu pot să vă spun cum am acționat noi, eu și Cristi. Am încercat să fim cât se poate de intenționali și am încercat să fim cu un pas înaintea nevoii. Adică ne pregăteam dintotdeauna. Nu întotdeauna am reușit, am mai și greșit, nu suntem părinți perfecți, dar am avut har și avem în continuare. Dar am încercat să ne folosim de orice întâmplare, orice eveniment, orice lucru și am încercat să transformăm într-o activitate de învățare, dacă se poate zice așa. Adică dacă la grădiniță cineva, nu știu, și-a făcut găuri în urechi, am vorbit despre importanța. Acum noi, fetițele mele au trecut acum 20 de ani, sau mă rog 15 ani, de noutatea cerceilor în bisericile evanghelice. Și cam de la grădiniță am deschis subiectele fierbinți precum sexualitate, precum acceptare, cine suntem, în cine ne oglindim, de unde ne luăm valoarea, sigur, adaptat la nivelul de înțelegere. Da, de exemplu, despre sexualitate am început pe la 5 ani,
vorbind într-o primăvară despre cum își pregătesc păsările cuibul. Păsărica și păsăroiul împreună își pregătesc cuibul pentru puiuți. Apoi am trecut la mamifere, anul următor am vizionat un filmuleț cu o balenă care tocmai făcea un pui și la o anumită vârstă, probabil pe la 7-8 ani, dacă mi-aduc bine aminte, am vorbit și despre comportamentele sexuale în cazul cuplurilor, da, și poate că vă ajută o întâmplare care pe mine un pic m-a pus în gardă. Cred că Naomi avea undeva la... Cred că era în clasa a doua, într-o seară după timpul de părtășie și rugăciune, a izbucnit în plâns și a zis: nu mai pot, nu mai vreau să aud cuvântul ăsta, nu mai vreau să aud. Și am zis: care cuvânt, Naomi? Tocmai ne rugasem și mulțumisem lui Dumnezeu pentru multe chestii. Care cuvânt, Naomi? Cuvântul ăla, nu mai vreau. Sigur, mi s-a prins beculețul și mi-am dat seama că este vorba de cuvântul sex. Pentru că noi adică credeam în mintea mea că am pregătit-o din punct de vedere a temei sexualității, dar niciodată n-am folosit cuvântul în sine. Și era undeva la 10 seara. Naomi are un talent din acesta de a deschide subiecte fierbinți pe la 10-11 seara și discutăm până la ora 3. De altfel. Da. Și am intrat în horă, am zis: în momentul nu pot să evit subiectul, și am pornit de la ce a creat Dumnezeu, că toate lucrurile au fost create bine și pentru om, și am făcut analogia cu cuțitul și am ajuns la concluzia că Dumnezeu tot ceea ce a creat a creat în folosul oamenilor, doar că oamenii aleg să folosească un anumit obiect sau un anumit comportament în altfel decât a fost ele create. Poate că vă ajută. Deci eu cred că subiectele trebuie abordate când copilul întreabă, când descoperi interesul. Poate că poți să-ți dai seama și fără să întrebe că deja există un interes acolo, dar cred că cunoașterea copilului tău e foarte importantă. Și când pune o întrebare, obligatoriu trebuie să mergi mai departe, să răspunzi. Și știu că unii vă puteți gândi: bine, subiectele de astăzi sunt pentru adolescenți, pentru copii mai mari. Eu nu cred asta. Eu cred că de când ai bebelușul, deja te poți pregăti pentru când vine adolescența. Pentru că eu cred că câteva din soluțiile pe care le vom da astăzi, una principală este să îți începi să-ți dezvolți o relație semnificativă cu copilul tău de când s-a născut. Pentru că altfel vor merge sfaturile tale, gândirea ta, argumentele tale, strigătele tale, între ghilimele, strigătele inimii, mă refer, tot ce vei încerca să... educația pe care vei încerca să o dai va avea mult mai mare impact dacă totul este clădit pe o relație semnificativă de încredere deschisă cu copilul tău. Așa că răspunsul la problematica comportamentelor de risc începe de când ți s-a născut copilul. Și asta este fundamentul pe care după aceea și regulile și argumentele toate încep să aibă sens. Deci este pentru orice vârstă, zic eu, și încă e mai bine. Dacă deja copilul ți este adolescent, este un pic mai greu să rezolvi. Eu cred că se poate, eu cred că niciodată nu-i pierdută lupta, chiar dacă asta înseamnă să vii și să-ți asumi o grămadă de greșeli făcute. Deci se poate și la o vârstă când ai pierdut câțiva ani, dar înțelept este să începi de când sunt mici și să continui să clădești, în primul rând, o relație de încredere cu copilul. Da, eu foarte des aud și în consilierea cu părinții și între prieteni: copilul meu nu comunică cu mine, îl întreb cum a fost la școală, bine, nu-mi zice nimic, eu niciodată nu aflu ce se întâmplă. Pentru mine este greu să înțeleg acest lucru, pentru că
deși lucrez cu copii cu diferite nevoi, mai mari sau mai mici, cu diferite dezvoltări, nu știu, nu mi-aduc aminte să fi întâlnit vreodată vreun copil cu care să nu pot ajunge la un punct în care să putem comunica deschis. Fie că vorbim despre copii cu CES, cu nevoi speciale, fie că vorbesc despre copiii care vin în terapie logopedică, care n-au numai mici probleme de pronunție, sau cu fetele mele. Și asta nu înseamnă că fetele mele sunt foarte sociabile și foarte deschise de la sine, nici vorbă. Naomi e un copil retras, introvertit, dar nu a existat pentru mine cuvântul bine. Întotdeauna am continuat cu întrebările, ok, ce înseamnă bine? Începând de la grădiniță, din grupa, nu știu, mijlocie, grupa mică, bine însemnând că v-ați jucat de a nu știu ce, întotdeauna am provocat astfel încât copilul sau adolescentul, preadolescentul și ulterior tânărul să continue să-mi spună ceea ce a făcut. Deci există, nu vă mulțumiți cu bine și atât. Bine ce înseamnă bine? Ești norocoasă că ai avut fete, că ai fete. Când ai băieți, da, am și băieți lucrurile în clasă, pot fi mai complicate, nu? Știu ce zic. Așa. Probabil că băieții comunică un pic mai greu, bine, le-ai foarte obișnuit la băieți, dar cred că ai dreptate. Dacă relație clădită de când se începe, de când apare în viață, cred că și cu băieții, sau cu orice copil îți poți găsi modalitățile în care să povestești cu el. Dar dacă totuși băieții sunt cu bine și atât, și comunicarea pare că merge mai greu, eu cred că îl poți vedea, îți cunoști copilul, vezi ce preocupări are, vezi ce face, vezi ce prieteni are, vezi ce ascultă, vezi ce scrie, vezi ce lucruri are pe acasă și poți să-ți dai seama cam care sunt preocupările lui. Așa că, din nou, cred că este speranță, îți poți da seama ce are în minte și că e vremea să vorbești despre un anumit subiect. De ce plecase discuția noastră? Da, legat de vârsta la care încep să apară problemele, poți să ne spui un pic în școală sau în diferite anturaje, înțelegem că vârsta se reduce tot mai mult. Ce poți să ne spui din viața reală, din experiența ta? Mă gândesc că în urmă cu vreo 18 ani, când am început să lucrăm prima dată cu rei în școli, abordam subiectele acestea legate de fumat, alcool, droguri și sexualitate de la clasa 8-a în sus. Ulterior, în timp, am scăzut la clasa 6-a, că am zis că totuși vrem să fim preventivi și deja pentru mulți clasa 8-a era târziu, am scăzut la clasa 6-a, apoi am scăzut la clasa 5-a. Anul acesta deja am primit invitații de la grădiniță, pentru că educatoarea a găsit copii care făceau trafic cu bomboane. Și erau bomboane obișnuite, dar ce a speriat-o a fost cuvântul trafic. A zis, amarul lui, de unde știu copiii de grădinițe despre trafic? Că un băiat aducea nu știu de unde bomboane și le vindea la câte unul bomboane obișnuite, dar avea noțiunea de trafic. Probabil și... erau bomboane lui Kim Kardashian. Dar sper că nu. Mă bucur că zice asta, Tabi, că și eu am fost grădiniță și am învățat cum să nu fumeze. Ok. Dar cred că trebuie, cum zicea Rei, dacă vrem să fim preventivi, să începem de cât de devreme este nevoie. Un lucru important este, sigur, de bun simț, să ne adaptăm limbajul și calitatea informațiilor vârstei lor. Și poate că unii vă amintiți reclama aceea în care o fetiță o întreabă pe mama acasă ce înseamnă virgin. Și mama albește, roșește și încearcă cu 100.000 de cuvinte să spună și să nu spună, totuși până la urmă spune ce e aia virgin și cum îți pierzi virginitatea. Și fetița se uită la sticla de ulei din fața ei și zice, și atunci ulei extra virgin, ce înseamnă? Și de asta e important când un copil zice, dar ce e aia trafic? Sau ce e aia vapat, sau de ce ies abur din gura nu știu care, sau ce e energizant, pentru mine foarte important să începi, dar cum de mă întrebi asta? Sau, dar tu ce știi deja?
și dacă vorbește ceva, măcar îmi dau seama, dar cum te mă întreb despre Virgin? Unde ai auzit? Tu ce știi deja? Și atunci îmi dau seama că de ulei vorbește, nu de altceva. Deci, în sensul ăsta, cred că e foarte important să aflăm de la ce nivel de informație pornesc ei și nu neapărat să turnăm noi toate informațiile despre piercing-uri, tatuaje, self-harm, anorexie, tot ce ne vine în cap, când ei au întrebat o chestie banală că au văzut în autobuz pe cineva tatuat și nivelul lor de curiozitate era aici. Și de obicei, eu personal încerc să mă abțin din a oferi din start informații la prima întrebare și să zic, da, cum te mă întrebi asta? Sau ce, tu ce știi deja? Sau tu ce părere ai? Îmi găsesc varianta de întrebare ca să aflu întâi contextul în care se pune întrebarea și ce, la ce nivel sunt. Am văzut un pic cam care sunt comportamentele cu care ne confruntăm și înainte să trecem la argumente și soluții, aș vrea să ne uităm un picuț la ce zice Biblia despre ele. Și, din păcate, de cele mai multe ori zona asta este o zonă pe care o putem considera gri, pentru că nu ni se spune să nu fumezi, să nu bei energizante. Sunt însă principii pe care le putem extrage și aș vrea să le discutăm un picuț, să vedem, înainte de a trece la soluții, care sunt principiile pe care ne putem baza, soluțiile pe care le căutăm și argumentele pe care le putem oferi copiilor. Într-adevăr, o să găsim probabil texte similare, mă refer la tatuaje, sau, dar nu aș vrea să le scoatem din contextul în care au fost scrise, am vrea să ne uităm la contextul lor și să vedem ce a însemnat pentru ei atunci și acolo și ce putem să învățăm noi, aici și acum, în contextul în care trăim noi. Da, acum, sigur, o să fie în funcție de tema pe care o abordăm. Ce vreau să spun este că, într-adevăr, cel mai multe din subiectele astea sunt într-o zonă gri. Nici unul din subiectele acestea nu cred că are o poruncă specifică. Dacă ar fi o poruncă specifică, lucrurile ar fi rezolvate. Și atunci, cred că în discuțiile noastre pe temele specifice trebuie să avem grijă să nu manipulăm nici Scriptura. Până la o vârstă poate îi prostim pe copii și am reușit să obținem ceva, dar după aceea ei, putându-se înapoi, o vor percepe ca o manipulare din partea noastră și o scădere a încrederii în noi. Deci va trebui să fim sinceri cu ce spune Scriptura și să căutăm și alte argumente care eu cred că sunt la fel de valoroase ca cele din Scriptură. Mai ales că, repet, la subiectele astea nu o să avem foarte multe argumente din Scriptură. Pentru că nu sunt menționate unele din aceste comportamente de risc deloc. Și atunci va trebui să aplicăm alte principii și mai ales alte argumente extra-biblice în favoarea sau în defavoarea comportamentelor de felul acesta. Aș propune atunci să intrăm pe rând pe ele și putem să luăm astea tradiționale, alcool, fumat, droguri, cele care au deschis cumva ușa comportamentelor cu risc și apoi să ne uităm și la celelalte. Acum, la fumat și alcool și droguri, toată lumea știe că riscul mare este dependența și aici avem texte specifice în care Dumnezeu ne zice nu te da robul unui alt lucru, că omul este stăpânit de lucru care îl stăpânește. Și sunt texte specifice în care Dumnezeu zice dependența e foarte rea pentru voi, vă dați robi altcuiva și tot mai mult înțeleg când ești dependent, ce înseamnă să nu mai ai control? Adică vrei să te controlezi, dar nu-ți iese. Și ce puternic este ca altceva să aibă control asupra ta. Acum, și la fel pentru alcool, cred că avem textele clasice în care ni se spune beția este un păcat. E o diferență între a gusta alcool, a bea alcool și a te îmbăta. Eu văd o paralelă între clar că beția este un păcat, tind să cred că aici intră cumva și consumul de droguri, pentru că e foarte greu să consumi droguri și să nu te îmbeți.
Adică se poate bea alcool fără să te îmbeți? Și fiecare sunteți cu libertățile voastre legate de acest subiect, dar este posibil ca cineva să bea o cantitate de alcool fără să fie intoxicat, dar nu prea e posibil să fumezi iarbă, să prizezi, să iei niște pastile și să nu fii intoxicat, că de ale ei. Adică cine fumează iarbă ca să nu simtă nimic? Nu se fumează iarbă sau să beau pastile că merge bine cu carnea de vită, ci ca să simți o anumită stare. Deci, automat, ești intoxicat. Și în terminologia biblică, să zic, aș pune-o tot la capitolul că te-ai îmbătat. Și în sensul ăsta, cred că este o poruncă specifică. Dacă e să ne întoarcem la alte tipuri de efecte, poate eu aș comenta numai de efectele, să zic, fizice, medicale a acestor noi substanțe și poate voi vă puteți gândi la celelalte tipuri de efecte. Toată lumea știe efectele fumatului, nu neapărat mai mergem într-acolo, ca și principiu, la copii, mai ales și la adolescenți, gândirea lor este pe termen scurt. Așa sunt formatați biologic. Dacă noi le spunem cine fumează face cancer la plămâni sau cine consumă droguri devine dependent, în general acestea sunt efecte pe termen lung. Face cancer la plămâni când o să aibă 40 de ani? Pentru un copil de 12, 40 de ani este, ai de mine, bătrânii bătrânilor. Și nu-i mișcă și nu-i ating aceste efecte foarte îndepărtate. De aceea, a le aduce copiilor și adolescenților în discuție efecte pe termen lung pe care ei nu le văd la prietenii lor. Jumate clasa fumează și nimeni n-are cancer la plămâni. Ce-mi spui tu că dă cancer la plămâni? Și, nu știu, trei sferturi clasa a încercat odată iarbă sau alcool și niciunul nu-i dependent. Ce-mi zici tu mie de dependență sau că ajungi la psihiatrie? Deci, genul de amenințări sau înfricoșări cu efecte pe termen lung nu prea funcționează la preadolescenți și la adolescenți. Mai degrabă trebuie să aducem în discuție efectele negative, riscurile pe termen scurt, pe care pe ei îi afectează. Și astea sunt diferite de la caz la caz. Aș menționa doar un pic despre vapat, pentru că este foarte la modă și este promovat ca fiind o alternativă mai sănătoasă la țigările obișnuite. Și trebuie să spun că nu știu cum este. Fiind dispozitive atât de noi și în continuă transformare, plus producătorii sunt în general fostele companii de țigări care au cumpărat micile inițiative care au descoperit dispozitivele de vapat, pentru că începea așa de mult în Statele Unite, e un dezastru cu cât de mult se vapează, companiile de țigări scădeau profiturile, așa că au cumpărat pe ăștia mici cu inovațiile lor și au început ele să producă dispozitivele de vapat. Și atunci e normal că le promovează, ok, nu ne mai fumați țigările astea, dar fumați-ne-le astea-lalte, că tot ale noastre sunt. Plus că lucrurile sunt așa de noi, că nu există studii pe termen lung ca să știm să spunem ce se întâmplă după 10, 20, 30 de ani de vapat. Sigur, ele sunt promovate ca fiind mai sănătoase decât tutunul clasic, în general pentru că lichidul din dispozitiv este doar încălzit, nu ars. Heat not burned, zic ei. Și atunci, neproducându-se acești produși de combustie, de arsură, care sunt la 800 de grade într-o țigară, tot felul de gudroane și substanțe chimice, acelea nu se mai produc, pentru că lichidul se încălzește numai până la 400 de grade, sigur, produșii de combustie sunt diferiți. Acum nimeni nu știe dacă ăștia diferiți vor avea efecte negative, aceleași sau altele pe termen lung, că spre noi ca să știm. Nimeni n-a vapat 30 de ani ca să știm că produce alt tip de cancer pulmonar. Dar sunt promovate ca fiind mai sănătoase din cauza faptului că nu mai sunt acei produși de combustie. Și asta este adevărat. Dar ce se va întâmpla cu produșii de încălzire, încă nu știm. Plus, cele mai multe dispozitive tot conțin nicotină.
conținând nicotină, asta înseamnă că produc dependență. Nicotina este o substanță foarte adictivă. Dependența de nicotină este una dintre cele mai grele. Există produse de vapat fără nicotină și copiii știu asta. Eu vreau să vapez din alea cu nicotină zero ca să excludă riscul de dependență. Este posibil, dar totuși am emoții și chiar recent s-a publicat în presă cazul în care dispozitive de vapat considerate pe etichetă erau scrise cu nicotină zero, s-a găsit nicotină în ele și chiar povestea asta mai nouă în care s-a găsit în ele HHC, care este un derivat sintetic al THC-ului. THC-ul e substanța care produce efectele de drog din iarbă. Și foarte la modă, acum s-a produs sintetic, pentru că THC-ul e ilegal deocamdată în România, s-a produs sintetic prin reacții chimice, în loc de THC s-a produs HHC, hexahidrocanabinol, în loc de tetrahidrocanabinol. HHC-ul ilegal, legal, l-au pus în lichidul de vapat, copiii vapează, știau, eu am învățat de la ei, ei știau de HHC. Și că vapează cu HHC și știau că au efecte psihoactive. Oficial doar vapau țigări fără nicotină și așa era. Dar că era pus în ele HHC, care degeaba scria pe etichetă hexahidrocanabinol, că nimeni nu știa ce e aia. Până, mă rog, a fost identificat și dovedit că are efecte psihoactive, deci practic era cu efect de drog și cu efect adictiv. Deci, în ceea ce privește vapatul, într-un sens, el poate fi mai puțin dăunător decât fumatul, pentru că scăpăm de acel gudron de monoxidul de carbon care se producea prin ardere. La modul real, nu știm foarte bine ce se întâmplă. Plus, cred că apare această adicție de imagine, de vapor, de preocuparea în direcția aceasta care este riscantă. Da, deci ce aș fi curios este următorul lucru. Efectele pe termen lung nu-i prea prind pe copii. Ce le putem spune pe termen scurt? Care sunt efectele pe termen scurt? Cum, ce argumente putem folosi la copii ca să priceapă că e ceva, că e ceva periculos? Pentru că, din punct de vedere a Scripturii, lucrurile sunt destul de clare și eu cred că 1 Corinteni 6 cu 12 este un argument, un verset cât se poate de clar și inclusiv. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Așa că sub versetul acesta, sub principiul acesta, cred că putem încadra fumat, alcool și droguri. Care sunt cele câteva elemente concrete pe care, sau argumente care țin la copii pe termen scurt? Acum aș îndrăzni să zic eu unul, pentru că l-am practicat și poate mai găsim și altele, că cred că cu toți am fi interesat să vedem, bun, și ce-l sperie pe copil. Acum, ăsta e exemplu pur și simplu din familie și râdeam mai înainte că am fost la grădiniță. Trebuia să fac și un exercițiu la grădiniță, să vin cu ceva deosebit și am venit cu asta. Și mi-a fost foarte teamă că de fapt dau în bară sau exagerez. Dar când mi-ai spus de trafic cu bomboane, deja nu mai sunt liniștit acum. Pentru mine, sau un efect imediat, pe termen scurt, împotriva fumatului la băieții mei, a fost pur și simplu construirea unui aparat de fumat. Pe care l-am găsit într-o carte, am găsit o carte, un exercițiu cu desen cu tot și am spus, am să-l folosesc. De ce? Pentru că băieții mei, cât erau de micuți, culegeau chiștoace de pe jos, veneau acasă cu un pumn întreg de chiștoace sau un pungă plin de chiștoace, le mai și băgau în gură, că i-am văzut de pe geam, și îmi spuneau cu nonșalanță, când o să fim mare, noi o să fumăm. Și eu nu știam ce să le zic și cum să le zic. Și sigur că cu cancer, cu figuri, da, când o să fim mare, eu am să fumez. Și a doua zi iarăși cu chiștoacele în mână. Și atunci, pentru mine, exercițiul ăsta, care mi se pare că e efectul imediat, pricep ceva, a fost construirea unui aparat de fumat, care e o treabă foarte simplă, o butelie de plastic, o sticlă de plastic, cum vrem să zicem, un PET, transparent, bineînțeles, o seringă de 7,62 cât este o țigară, găurești capacul, vă dau eu detaliile după aceea dacă vă interesează, găurești capacul, lipești seringa, închizi capacul, înăuntru în PET pui niște vată,
umpli cu vată, bași țigara în, în seringă și dai foc la țigară și te joci cu petul și în felul acela exemplifici cum are loc fumatul. Fumul intră înăuntru în tine, în plămâni, și m-am jucat cu copii într-o seară după ce am făcut dispozitivul, am fumat vreo două țigări în bucătărie cu ei, le-am arătat cum se consumă și în timp ce le explicam, le arătam, uitați-vă cum când tragi fumul ăla îți intră în plămâni, plămânii tăi sca și sticla respectivă, se umple acolo și bineînțeles că petul se umplea de un fum gros și dubios acolo, le mai puneam să miroasă, am consumat două țigări în seara aceea, nu eu, sticla, petul. Și am spus, uitați, vedeți, cam așa funcționează și se umple plămânii cu fumul respectiv. Am lăsat până a doua zi, că aici era și punctul cheie, am lăsat până a doua zi dimineața când ne-am sculat, zic, hai să vedem cum arată plămânii voștri după așa. Bineînțeles că, poate a fost puțină manipulare, nu zic nu, dar... Mă iartă Marc, e pe aici pe undeva, nu? Ideea este că dimineața desfaci capacul și înăuntru este o vată îngălbenită și foarte greu mirositoare. Și le-am obligat pe fiecare din băieți să-l miroasă și să vadă efectele. E bine, o idee bună, nu a fost o idee bună, nu știu, ideea este că rezultatul a fost foarte bun. În sensul că din momentul acela niciodată nu au mai strâns chiștoace de pe jos și nu au spus că vor mai avea să fumeze. Au încercat ei mai târziu, probabil că da, nu mi-au spus. Eu cred că nu, sau așa de încercare poate că, dar nici nu vreau să-mi spună. Pentru că știu clar că nu fumează niciunul și nici n-au de gând să facă așa ceva. Deci, iată un efect imediat. Nu știu dacă mai sunt și alte modalități de a discuta cu copiii. Cred că experimentul ăsta e minunat. Dacă să vedeți ce complicată a devenit viața, companiile de vapat au luat acest experiment și îl pun pe internet și arată, ia uitați cum arată plămânii cuiva care fumează țigări clasice și acum același experiment, ia uitați dacă cineva vapează. Și vedeți, vata asta nu s-a îngălbenit așa de tare ca vata cealaltă. Și fumul nu e așa de urât, mirositor ca și la cealaltă, deci mai bine vapați. Și viața este complicată și imaginați-vă că în copiii și adolescenții au acces la informațiile astea. Ei nu fumează sau beau alcool sau vor să încerce droguri, că vor să ne facă nouă rău și să ne enerveze și să-și distrugă lor viața și să ajungă bolnavi. Dar trăiesc într-o lume cu atât de multe informații și a avea discernământ și înțelepciune la 12 ani, nu cred că e posibil. Deci ai ghida... Exercițiul a fost cam pe la vreo 4-5 ani, 6 ani pe acolo, deci nu erau adolescenți. Precoce. Nu ținea la ei, nu ținea la ei. Ca și efecte pe termen scurt, la fete funcționează mai bine, ți se îngălbenesc dinții, îți miroase hainele, îți miroase mâinile, îți miroase părul, trebuie să te speli pe cap în fiecare zi. Astea sunt efecte mai pe termen scurt. La adolescenți mai mari funcționează, am văzut că prinde ideea asta, tu de fapt... Încerci să la ceilalți să le placă de tine sau să te accepte sau să te liniștești apelând la lucrul ăsta. Dar dacă tu numai așa înveți să fii sociabil, să știi să comunici, să te poți concentra, e ca și cum de acum încolo îți pui o cârjă în viață. De câte ori ai nevoie să mergi într-un nou grup sau să faci față la o situație, tu numai cu cârja asta o să știi, iar trebuie să bei un pic înainte ca să fii relaxat, că trebuie să mergi la o zi de naștere și tu nu știi să te porți acolo. Și iar trebuie să bei un pic înainte, dar peste două săptămâni iar ai o zi de naștere sau un eveniment și iar ești stresat. Și iar trebuie să bei un pic înainte sau să fumezi acolo ca să te accepte. Deci tu în felul ăsta devii dependent de o cârjă și tu emoțional nu te maturizezi, că de fapt niciodată nu o să știi să faci față la situații, la prieteni, numai dacă ai cârja asta cu tine. Și îți dai seama că tu, de fapt, te legi de cârja asta în loc să înveți să te maturizezi, bă, cum trebuie să vorbesc acolo cu oameni, despre ce să vorbesc, cum să conversezi, ca să te dezvolți tu.
altfel pe totdeauna o să ai nevoie de cârja asta, bacă-i țigară, bacă-i un pic de băut, ca să fii acceptat și tu de fapt ești imatur înăuntru și o să te tot dezvolți și tot timpul o să-ți trebuiască cârja. Adolescenții mai mari înțeleg chestia asta și nu prea le place ideea că, de fapt, tot timpul o să depind de o cârjă, mai ales că lor nu le place să fie controlați. Mă bucur că ai deschis subiectul ăsta al incluziunii sociale și am auzit nu odată scuza fumatului social. Păi uite, mă duc cu ăștia, ies cu ei, eu fiind din biserică, dar vreau să păstrez legătura cu ei, vreau să creez o punte. Mă duc, stau la un pahar cu ei, fumez o dată, de două ori pe lună, când dar e un mod prin care pot să păstrez legătura cu ei. Și așa ei mă acceptă pe mine mai ușor și pot să mă deschid și sper ca într-o bună zi să pot și eu să le spun partea mea de mărturie, de poveste, de... Cum putem să tratăm subiectul ăsta și cum putem să-l contraargumentăm? Eu cred că sunt multe alte metode de a conecta cu oamenii. Nu, de fapt, e un pretext și asta, cred eu. Nu cred că ai nevoie de așa ceva. La fel putem spune și la tatuaje. Spun unii, îmi fac și eu să fiu relevant ca să pot discuta cu ei. Eu cred că sunt și alte metode prin care poți să-ți pui mesajul, poți să să conectezi cu ei. Nu e obligatoriu să treci la un comportament de risc de dragul de a spune mesajul sau de a-ți împărtăși credința. Și rămân celelalte argumente pentru care poți să încerci sau să te străduiești să duci o viață cât se poate de sănătoasă și de corectă la locul ei, dacă vrei să zici așa, și în același timp să poți să fii o mărturie. Nu e nevoie de să treci anumite limite ca să poți să spui mărturia. Poți să-ți spui mărturia după ce... Ai altă întrebare dacă o spui după aceea sau nu o spui. Că ai menționat de tatuaje, hai să intrăm piercing-uri, partea asta am pomenit și de tratamentele de beauty mai invazive, implanturi și alte transformări corporale pe care, la care lumea, tinerii, apelează ca să make a statement. Deci, în mod cert, eu cred că Biblia păstrează tăcere cu privire la tema aceasta. Nu are nimic explicit legat de tatuaje. Și tocmai de aceea cred că dogmatismul în acest subiect nu este nici înțelept, nici binevenit. După cum nu este nici în subiectul celălalt cu băutura, unde, din nou, Scriptura este destul de clară. Așa că, dacă mergem dogmatic cu problema tatuajelor și a piersurilor, atunci o abordare dogmatică ar însemna să interzicem și cercei și inelele de nas, care erau accesorii foarte obișnuite pentru evrei, pentru poporul lui Dumnezeu, să zic așa. Și mie mi se pare că Dumnezeu chiar validează împodobirea personală, prin cuvinte cum ar fi, uitați-vă în Ezechiel 16, spune Dumnezeu, vorbește poporului, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât, ți-am pus verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint, ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu sături de fir și așa mai departe. Robul care vrea să rămână în casa stăpânului își punea urechea și era un piercing în ureche ca un semn a ceva. Deci, repet, o abordare dogmatică în ce privește tema aceasta, comportamentul acesta numit tatuaje, piercinguri, nu cred că e înțeleaptă, nu cred că e sănătoasă. Așa că, cred că am putea scoate câteva principii, cel puțin din Scriptură, și apoi să vedem ce alte argumente avem din viață. Și acestea ar fi... Haideți să încerc câteva. Unu. Odată putem spune, Biblia nu cred că interzice explicit piersul sau tatuajul. Știu că o repede unii ați venit să-mi spună sau unii vin să spună să folosească Levitic 19:28, care spune așa, să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort, să nu vă faceți slove săpate pe voi, eu sunt Domnul și așa mai departe. Acum, unii spun, vezi ce scrie aici, n-ai voie să-ți faci toate astea pe tine. Acum, din nou, cum am spus mai înainte, eu cred că trebuie să avem mare grijă să nu manipulăm Scriptura și să nu încercăm să-i manipulăm copiii
manipulând Scriptura. Eu cred că versetul acesta din Levitic 19 se referă la niște practici păgâne de conjurare a spiritelor. Și asta ni se dovedește undeva mai încolo, dacă vă uitați în evenimentul cu Ilie, cu la Muntele Carmel, cu preoții lui Baal de acolo. Spune, ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Deci, versetul din, sau ceea ce spune Levitic 19 cu 28, în mod cert avea de-a face cu niște închinări, niște ritualuri păgâne. Așa că nu cred că are de-a face cu tatuajul așa cum îl înțelegem noi astăzi. Am putea extrage totuși un principiu din Levitic 19, și anume, orice tatuaj care amintește, sugerează sau promovează orice formă de păgânism sau ideologie falsă este păcat. Și sunt astfel de tatuaje care asta și vor să transmită. Dar dacă tatuajul meu nu transmite asta, ce fac? Ce argumente am? Aș mai putea încerca să scot un al doilea principiu legat de tatuaje și piersuri. Tatuajele și piersurile născute din răzvrătire cred că sunt păcat. Și asta ne va conduce imediat la o anumită soluție pe care am putea o aplica. Adică copiii sunt chemați să asculte de părinții lor, Efeseni 6 cu 1 și 2, așa că dacă un minor își face un tatuaj împotriva voinței părinților, eu cred că săvârșesc un păcat. Un al treilea principiu, dacă vreți, tatuajele născute din dorința de conformare la mediu sau de a atrage atenția, admirația celorlalți, eu cred că au o nuanță de păcat la mijloc. Este o problemă acolo în spate. Motivația pentru care ți-l faci poate fi una păcătoasă. Deci sunt câteva lucruri care ne trebuie să ne ridice niște întrebări. Dar, să concluzionez partea asta scripturală, dacă vreți, argumentele mele împotriva tatuajelor, să zicem, nu sunt de natură spirituală, ci mai degrabă de natură estetică, legată de sănătate, de o modă schimbătoare. S-ar putea să-ți dorești să faci anumite lucruri din pricina teribilismului, a presiunii de grup, a modei, am auzit câteva discuții mai înainte pe tema asta, numai că imediat ce factorii cauzatori au trecut și dorești să schimbi ce ai făcut, nu mai poți. Schimbările dramatice, eu știu, radicale sau un număr mare te pot demobiliza sau destabiliza emoțional și mental. De aceea, pentru mine, principiul principal, care l-a aplic nu doar la tatuaje, ci la orice comportament de risc, este următorul. Nu aplica niciodată soluții permanente la probleme temporare. Teribilismul, presiunea de grup, moda trece, tu ți-ai împlinit nevoile respective printr-o soluție permanentă și nu mai ai cum să dai înapoi. Pentru că, până la urmă, piercingul și tatuajul sunt modificări irreversibile, quasi permanente, în cel mai bun caz. Știu că unii spun că se pot rezolva, te pot scăpa de ele, realitatea este că nu pot scăpa de ele, cu adevărat. Pot să adaug niște informații sfera medicală. Într-adevăr, de tatuaje se poate scăpa, cu lasere și cu bani foarte mulți, de nenumărate ori mai mulți decât a costat să-ți faci tatuajul. Doi la mână, merită știut că tatuajele color se scot mult mai greu și cu extra mulți bani. Substanța roșie în tatuaj este foarte alergenă. Mulți care își fac tatuaje color și introduc pigmentul acela roșu, în general, fac reacții alergice locale. Plus, un tatuaj poate arăta foarte bine dacă este făcut de oameni mai profesioniști la momentul la care se face. Totuși, în timp, organismul îl tratează ca pe o substanță străină. Acel pigment este un corp străin introdus în piele. Creierul nostru nu știe de ce motive ne-am făcut noi tatuajul și va încerca să lupte și să îndepărteze acel pigment. Așa că pe parcursul câtorva ani se poate vedea cum pigmentul se diluează, desenul devine flu. Și dacă oamenii au tatuajul suficient de mult timp și dacă sunt foarte estetici, în timp vor simți nevoia că mi s-a îndepărtat pigmentul, nu mai arată clar desenul și unii vor să mai facă corecturi.
Plus, sunt studii care spun că marea majoritate a tinerilor care și-au făcut un tatuaj sub 18 ani, la maturitate regretă conținutul tatuajului. Nu neapărat că și l-au făcut, dar zic, Doamne, ce copil eram, no, fii atent ce mi-am tras aici recent o adolescentă pe care o cunosc și-a tatuat Dita mai pe braț un pian mare. Că îi place ei să cânte la pian și basically zici, no, stai, și-a făcut un pian pe braț. Dar mă gândesc așa când va avea 30 de ani, așa ce, mai ales că nu merge pe direcția muzicală și de conservator, dacă va zice, no, ce mi-am tras eu un pian pe braț mare pentru tot restul vieții. Sau mai știu un băiat, iartă-mă, te rog, numai asta mai spun, mai știu un băiat care și-a tatuat în nu știu ce moment în care România a câștigat ceva meci important și și-a tatuat aici pe braț, sunt mândru că sunt român. No, vă dați seama că după un an au zis... Deci, studiile spun că majoritatea regretă conținutul dacă și l-au făcut înainte de 18 ani. Nu neapărat dacă și l-au făcut după aceea și aleg mai intențional modelul. Asta nu vreau nici eu să spun că sunt împotriva complet a tatuajelor, nici nu le promovez, dar există motive, cei care le știți pe Vasi că-s nevastă de dermatolog, el ca dermatolog le desfințează mai tare medical vorbind, nu neapărat le pun pe toate în aceeași categorie, dar există și motive medicale pentru care este foarte bine adolescenții să nu se grăbească în a se tatua, pentru că este ceva pe termen lung și care nu neapărat o să-i reprezinte și s-ar putea moda să treacă într-adevăr și să fie foarte la modă să ai o piele clean. Și la asta nu prea te mai poți întoarce. Așa, și pentru mine argumentele astea sunt mult mai puternice decât un argument biblic pe care nu-l poți susține foarte bine și copiii, când vor fi adolescenți și tineri și vor vrea așa ceva, nici nu vor ține foarte tare. Da, argumentele astea cu argumentul legat de modă trecătoare mi se pare foarte puternic. Am și pregătit câteva, dar nu știu că o să le punem câteva imagini. Haideți să vă dau un exemplu, încă nu punem, o să punem iată ceva imagini să vedeți. Am un unchi care și-a făcut un tatuaj când era tânăr și cu un soi de sirenă pe mână și cu un nume de desubt și nu știe săracul cum să-și ascundă tatuajul pe sub cămăș. Sau moda trece devin penibile. Hai să ne uităm în anii 90 când au început tatuajele, erau la modă să scrii chestii chinezești pe tine. Păi acum când vezi pe unul cu o chestie chinezească pe el, nu știi cum să le ascunzi. Mai rău, unii își tatuează, hai să iau un exemplu cunoscut, Justin Bieber. Da? Sunt foarte mulți artiști, celebrități care își regretă tatuajele și vă pot da exemplu. Dați o căutare și veți vedea câți își regretă tatuajele. Și mulți spun, da, da, I was like 17 când am făcut lucrul ăsta. Justin Bieber și-a scris pe el când era foarte îndrăgostit de Selena Gomez și a pus numele pe ea, pe el. Acum nu știe cum să-l ascundă și a făcut ceva peste numele ei, a scris un alt tatuaj ca să-l ascundă pe ăla și spune el, da, dar toată lumea știe ce scrie de desubt. Deci sunt argumente de felul acesta, o soluție permanentă la o problemă temporară și mie mi se pare că astea ar putea să țină mai tare la copiii noștri. Da, noi am avut recent discuția asta, argumentul biblic n-a ținut pentru că la un singur search pe Google, orice nu știu eu și mă duc la fete și le întreb cum se face, nu știu, dar caută pe Google, dar nu, una, două, nu, așa se rezolvă, deci în 10 secunde îmi dau soluția la orice, sau n-am putut să aduc acest argument. Am încercat să vorbim despre care este acel plus valoare care le va aduce acel tatuaj sau tabletă grafică sau orice alt produs sau orice altă acțiune care cumva depășește bugetul nostru sau nevoile zilnice. Și am încercat să vorbim și partea de estetic vorbind, dacă
le-am spus așa, dacă credeți că peste 20 de ani veți fi încântate să vedeți acea floricică, inimioară, whatever, steaua lui David, crucea, versetul biblic care crezi că acum te reprezintă și vrei să îți tatuezi un verset biblic, te va reprezenta peste 20 de ani, peste 30 de ani, go for it. Naomi s-a dus până în Baia Mare, că acolo este un cineva care tatuează deosebit, și a venit înapoi, s-a dus cu un grup de prieteni, vreo doi s-au tatuat, a venit acasă, nu, să-ți văd tatuajul, nu mi l-am făcut, ce n-am fost sigură, n-am avut încredințarea că asta trebuie să fac. Cred că a fost soluția optimă, că n-am oprit-o, am discutat tot ce am crezut că, am adus toate argumentele pe care le-am știut și am lăsat-o să decidă singură, sigur, are 21 de ani. Da, o altă abordare eventual, aș aduce tot din exemplu personal, din familia noastră, legat de tatuaje. Am trecut cu băiatul nostru mai mare, care vine într-o zi și îmi spune, vreau să-mi fac un tatuaj. Și m-am bucurat că mi-a spus, nu m-am trezit cu el. Și din nou undeva, cred că acolo e secretul multor comportamente, secretul înlăturării, eliminării multor comportamente de risc. Vreau să-mi fac un tatuaj, ce părere ai? Și am turuit tot ce am știut, toate argumentele de toate felurile, inclusiv de sănătate, inclusiv estetice, inclusiv de modă, ce ar putea crede și eu, știu eu, viitoarea ta soție despre inima tatuată pe umărul tău sau știu ce vrei să-ți faci, mai ales dacă are și inițialele cuiva. Am încercat toate argumentele posibile. Și după ce am stat la povestea asta cu el, îmi spune, da, am ascultat, înțeleg, dar totuși vreau să-mi fac. Și atunci am abordat o altă variantă, n-am avut curajul tău să-i spun, no, bine, fac cum crezi, dar gândește-te. Eu am abordat o variantă mai radicală și am spus, ok, deci totuși vrei să-ți faci, da, vreau să-mi fac. Am spus, atunci vreau să te rog eu ceva. De dragul meu, te rog să nu-ți faci. Dacă mă respecti, te-aș ruga să nu îți faci tatuajul ăsta până când ești la casa ta pe picioarele tale. Deocamdată ești în casa mea, deocamdată depinzi de mine în multe feluri și dacă ai pic de respect pentru mine, eu te rog frumos să nu o faci. După aceea ai libertate să o faci, nu mă voi supăra pe tine, dar dacă ai puțin respect față de mine, de dragul meu, te-aș ruga să nu o faci. Am apelat la povestea asta, era ultimul argument pe care îl mai puteam aduce. Gândindu-mă că ești la o vârstă la care încă nu gândești perfect matur, nu ai toate lucrurile acasă și cumva m-am gândit poate că amânarea asta o să-l ajute. Ei bine, din respect pentru mine, de dragul meu, nu și-a făcut niciun tatuaj, așa am pus-o în discuția noastră. Bine, atunci n-am să o fac, dar când cresc am să o fac. Zic, ok, ești pe casa ta, pe picioarele tale, nu mai comentez. Ce vârstă avea la care? Era în liceu, a 10-a. Deci era pe clasa a 10-a când el vrea să-și facă. Și am spus, mai stai un pic. A ascultat și doar de dragul meu nu și l-a făcut. Ei bine, au trecut ani, plecat de la casa noastră, nu și-a făcut niciun tatuaj. Și acum câțiva ani când l-am vizitat în state, din senin îmi spune, așa mă bucur că m-ai interzis să-mi fac tatuajul ăla. Ce cap aș fi avut acum cu tatuajul ce l-aveam în minte? Ce ar fi fost de mine? Deci cumva după alți 10 ani sau peste 10 ani de la poveste, 15 ani de la poveste, îmi spune, mă bucur că m-ai oprit. Un alt mod de a încerca să... O amânare poate conduce la o altă gândire în timp, eu știu eu. Noi am practicat strategia asta începând de la jucăriile, de lista pe care o scriam pentru cadourile de Crăciun. Întotdeauna ziceam, ok, puneți pe listă, dacă peste nu știu cât timp crezi că jucăria aceea o vei dori în continuare, atunci o vei avea. Dacă nu, și evident 99% din listă se ștergea între timp și... Așa până la tatuaj.
Ne-am uitat un pic la comportamentele de risc care afectează direct corpul, dar am menționat la început că aceste comportamente pot să fie și de altă natură și să distrugă dezvoltarea psihică, emoțională, pe termen lung. Și aș vrea să urmărim un filmuleț înainte să trecem la următoarea etapă în discuția noastră. Băieți, vreau să-mi spuneți ce perechi de sneakers aveți în picioare, când le-ați cumpărat și cât au costat. Hai că mă bag eu. Deci am niște Elvi Trainer 5-4 All White, 984 de euro și am luat acum în vară. Aș vrea și eu o pereche de asta, am probat-o, dar prea scump. Eu am o pereche de Jordan 1 Pine Green, i-am luat în iarnă cu 370 de euro din Ungaria și... Noua achiziție. Jordan 4, am făcut coin flip de la 1600 la 1400 și l-am câștigat. Sunt niște Jordan 4 cu Union of Noir, se numesc, chemat acum. Acum la eveniment? Nu, acum două zile, împreună cu o pereche de Bred 2016 și am dat pe amândouă 3000 de lei. Este o colaborare între Nike Air Force și Coldwell. I-am luat noi, i-am luat Just și am plătit în jur de 160 de euro acum 2 ani. Am luat și eu o pereche și după am vândut-o și acum vreau înapoi. Și mie îmi plac foarte, foarte mult și încă nu pot să renunț la ei. Am o pereche de Rick Owens Cargo cu buzunar acolo. I-am cumpărat acum 2-3 săptămâni și am dat 350 de euro, că i-am prins la reducere. E prins super bine, mă gândeam că sunt gen 3000 de lei sau ceva. Da, știm că dăm bani și ne interesează să arătăm bine, însă întrebarea care se ridică este atât pe partea de alegeri vestimentare, cât poate și dincolo să mergem un pas mai departe. L-am menționat deja, participarea la diferite evenimente sociale, party-uri, festivaluri, unde trebuie să etalăm vestimentația pe care ne-am luat-o. Cum putem să îndrumăm pe copii să facă alegerea corectă, dincolo de faptul că, ok, plătesc gazul iarna asta sau iau o pereche de pantofi, lăsând asta la o parte? Acum depinde de venit, nu? Că... Corect. Dar până la urmă, unde putem să tragem linia și care ar fi niște principii pe care putem să le sădim în inimile copiilor ca să facă alegeri corecte și pe partea asta, ca să nu creeze niște tipare și niște comportamente care pot să fie dăunătoare pe termen lung până la urmă? Noi am încercat de fiecare dată, sau mă rog, de cele mai multe ori, să parcurgem niște pași până să achiziționăm acel bun sau să facem acea schimbare, culoarea părului sau whatever. Prima întrebare la care am încercat să răspundem împreună a fost oportunitatea. Asta din punct de vedere fiziologic, emoțional, dacă se încadrează în anumite limite și reguli de la școală, de exemplu, culoarea părului sau unghiile sau și așa mai departe. Apoi următorul pas a fost să identificăm necesitatea, adică cum ți-ai dat seama că ai nevoie de acel lucru? Cine ți-a spus sau de unde vine nevoia asta? Și asta pentru noi ca părinți, să știm dacă este o nevoie extrinsecă de aliniere la un stil, la nevoia de a fi acceptat în grup, sau este o nevoie pe care noi părinții ar fi trebuit să o împlinim și ne-a scăpat. După care discutam care este acel plus valoare care ți aduce. Am mai repetat, tableta grafică care costa ceva pentru noi, cercelul, tatuajul, papucii și așa mai departe. Și ultimul pas, dacă cumva încă discuția rămânea în picioare, căutam să vedem dacă există argumente biblice. Dacă nu, decideam de comun acord, dar pentru noi, atunci când ajungeam la etapa de care este acel plus valoare care ți aduce,
acolo puteam să ne dăm seama dacă cumva n-am identificat înainte necesitatea, dacă este o nevoie care ține de identitate, care ține de imagine de sine sau doar o nevoie de a fi cumva în pas cu moda. Empatizez totuși cu copiii, ce mare este asupra lor presiunea aceasta de a fi în pas cu moda. Și când prietenii lor au, cei mai mulți din clasă poate au, sau cei care sunt cei mai influenți au, presiunea e foarte mare asupra lor. Și noi, ca și adulți, poate uitându-ne la ei niște puși de 12 ani sau de 14 ani, zicem, nu, uite, că vor să se conformeze cu grupul. Dar dacă suntem onești și ne gândim și noi în grupurile noastre de adulți, și noi putem simți că ăla și-a schimbat mașina sau nu știu care se mută la casă sau nu știu care în ce concedii se duc, și noi simțim pe pielea noastră ce înseamnă că nu te conformezi adulților. Deci, unul la mână, trebuie să recunoaștem că această presiune a grupului asupra unor copii, mai mici sau mai mari, este foarte puternică și este un lucru greu de dus și merită recunoscut și arătat copiilor că, wow, cu așa papuci vin colegii tăi, mamă, dar e foarte greu să ai papuci obișnuiți din Decathlon sau de nu știu unde, când colegii tăi își arată papucii toți pe la școală și vorbesc în sute de euro. Deci e un lucru greu de dus, mai ales când ești mic. Mi-a plăcut foarte mult, cum ai zis, Ramona, și cred că e foarte important să-i putem ajuta pe copii de mici să-și formeze deprinderea, să diferențieze dacă un lucru pe care îl doresc este o nevoie sau o dorință. Ai nevoie de Adidas și ăștia Jordan de 500 de euro sau e numai o dorință că așa se poartă și mulți au? Pentru că deja purtând discuția asta, îi ajutăm să discearnă pe viitor. Ok, stai, chestia asta care o vrei, e o nevoie sau o dorință? Pentru că nevoile, într-adevăr, trebuie făcut efort mai mare să fie împlinite. Dorințele se pot negocia, amâna sau rămâne neîmplinite. Că that's life. Și un alt lucru care am văzut eu că a mai funcționat, chiar dacă decidem să nu intrăm în această competiție și să cumpărăm și noi Adidas și pe care îi mai au cei trei prieteni sau hainele de marcă pe care le au ceilalți, pentru că asta are mult de a face cu stima lor de sine. Ei se simt inferior pentru că Adidas și mei sunt de nu știu unde și eu nu știu cum să particip la discuția când e vorba despre asta. Ai învăța ce să răspundă în situațiile acelea sau să le oferim alte experiențe pe care noi le considerăm valoroase, pe care și ei le pot povesti, n-am Adidas și Jordan de nu știu câte sute de euro, dar noi am fost în weekendul ăsta înretezat și am ajuns la nu știu câte mii de metri și am făcut un traseu de 12 ore. Cu papuși de la Decathlon. Cu papuși de la Decathlon. Deci doar ai spune ce prostie, asta e presiunea anturajului, tu vrei să te conformezi celorlalți, ce prostie, când o să fii pe banii tăi să ți-i cumperi. Genul ăsta de conversații nu ajută deloc, dar a empatiza cu faptul că, ioi, dar uite că și la noi, la adulții, se întâmplă și uite cum fac eu când încep să simt în inima mea că ceilalți din grupul meu au mașini mai tari sau case mai bune sau salarii mai mari. Uite, și mie mi se întâmplă și uite ce fac eu cu mine. În același timp, a căuta să le oferim alte lucruri valoroase despre care pot povesti. Sigur că nu-i corect că astea le determină identitatea, că am fost în weekend în Italia sau... Dar au și ei lucruri de povestit, experiențe interesante care clădesc confidența lor. Și învățăm că încrederea nu le stă în papuci, dar faptul că la vârsta aia le stă în papuci, e de înțeles că și noi la vârstele noastre ne mai punem confidența în ce salar avem, nu? Sau în ce mașină avem și noi ne mai luptăm cu astea unii dintre noi. Și atunci, de ce să îi disprețuim pe copii? Că acolo îți stă ție valoarea, în Adidas sau în nu știu ce, tu trebuie să fii pocăit, tu ești copilul Domnului. Când aud replicile astea, e adevărat că e copilul Domnului, dar și noi ca adulți
tot învățăm să ne corectăm tot restul vieții și să ne corectăm identitatea unde trebuie pusă, așa numai să le-o pretindem lor cu superioritate și cu replici spirituale, și pe mine mă irită, de asta îmi imaginez că și pe ei. Că menționez faptul că și noi ca adulți încă trebuie să ne mai acordăm, să fine-tune un pic identitatea noastră, aș vrea să întreb cât de mult ar trebui să ne acordăm noi ca părinți la comportamentul copiilor, să intrăm pe frecvențele lor, cum putem să o facem, dacă trebuie să o facem, ca să ținem puntea de legătură cu ei, ca să fim și noi acceptați ca părinți, să nu zic ca boșorogul ăla de 40 de ani. Și să putem să fim și noi în ton cu ei, pe de o parte, trebuie să ne facem parte din grupul lor până la urmă, și aș vrea să ne uităm un pic și la aspectul ăsta. Cât de mult coborâm noi la nivelul lor? Poate aș încerca să răspund la întrebarea asta încercând să sintetizez un pic abordările noastre, cum trebuie să ne apropiem de ei, și cred că răspund la întrebarea ta. Odată, eu cred că sunt câteva lucruri pe care ar merita să le ținem minte, și asta au de-a face cu ajustarea noastră la comportamentul lor într-o oarecare măsură. 1. Cred că, am spus-o deja, cred că e foarte important să dezvoltăm din timp o relație de încredere deschisă cu copilul. Pentru că investind în relația asta de încredere și deschisă cu copilul tău, odată el va asculta mai ușor Efeseni 6:1, copiilor ascultați în Domnul de părinții voștri că ți este drept, și noi părinții vom împlini mai ușor porunca din Efeseni 6:4, următorul verset, și voi părinților nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, nu mustrarea și învățătura ta. Deci, odată cred că dacă vom dezvolta relația asta din timp, de încredere și deschisă cu copilul nostru, este un fel de ajustare, apropo de întrebarea ta. Relația este prioritară regulilor. Când știi să dezvolți o relație cum trebuie, regulile sunt mai acceptabile. Regulile pe care vei ajunge să le impui sunt mai ușor de acceptat. Regulile sunt importante, dar știm cu toții, ele nu transformă inima. Regulile își împlinesc menirea dacă sunt bazate pe o relație de încredere, cum spuneam. Așa că asta ar fi primul lucru. Dezvoltând o relație din timp, relație de încredere și deschisă cu copilul tău, tu ajungi să-l înțelegi și să-ți dai seama câte concesii faci sau cum vei face. Și atunci, în o astfel de situație, când spui de dragul meu, te rog să nu faci asta, s-ar putea să aibă efect într-o ultimă instanță, când nu mai ai niciun argument și știi că e un pericol cel paște pe copilul tău. Apoi, un alt lucru, un al doilea răspuns ar fi acesta. Nu înfiera ceea ce Biblia nu condamnă și nu susține ce Biblia nu afirmă. Asta e o altă greșeală în care cădem și nu ne știm ajusta la copiii noștri. Avem tendința să înfierăm lucrurile pe care Biblia nu le condamnă. Și o facem cu foarte multă convingere, așa, ca un potop peste copiii noștri, crezând că dacă înfierăm niște lucruri, ei se sperie și ascultă. Și nici să nu susținem ceea ce Biblia nu afirmă. Pentru că copiii își vor da. Argumentele astea nu țin decât poate la o vârstă fragedă, cum am spus. Când vor descoperi că lucrurile nu stau așa, ai pierdut încrederea lor. Așa că și asta poate fi o metodă sau un răspuns pregătitor la cât de mult îți înțelegi copilul sau ajustezi de la tine, lași de la tine. Al treilea lucru care cred că l-aș menționa aici. Dacă Biblia nu interzice, nu interzice nici tu. Asta mi-am învățat-o de foarte devreme. Mai degrabă controlează, mai degrabă încearcă să micșorezi daunele, dar dacă Biblia nu interzice, nu interzice nici tu. Cred că radicalismul este neproductiv și nu trebuie să fim mai stricți decât este necesar. Intransigența asta este contraproductivă. Cred că în educație atmosfera de libertate și relaxare este mult mai benefică. 4.
Nu te panica când copilul tău întreabă, cere, eu știu, dorește să încerce ceva periculos. Prea mult ne pierdem cumpătul când l-ai prins într-un comportament de risc. Cred că e foarte important pentru noi să ții emoțiile în frâu, pentru noi ca părinți, și să nu ne arătăm șocați absolut deloc. Oricât de extrem este ceea ce își dorește sau vrea să facă sau așa, cred că un control al emoțiilor tale este mult mai productiv decât să sar pe el și să îl, din disperare să încerci să-l convingi. Lucru care ne conduce la următorul răspuns, al cincilea, dacă vrei. Păstrează un climat deschis, relaxat pentru discuții de orice fel cu copilul tău. Niciun subiect nu este tabu și orice frământare merită dezbătută. Și atunci, în cadrul dezbatere, cum am auzit deja atâtea exemple, în cadrul acelei dezbatere, îți dai seama dacă trebuie să te ajustezi sau nu la copil sau până unde poți să cobor cu ajustarea, pentru că subiectul nu e tabu, îl discuți, îngăduie copilului să se descarce, să-și exprime nevoile, eu știu, sentimentele, părerile. De multe ori nu mă caută să se verifice cu tine. Nu vrea neapărat să facă ceea ce îți aruncă în față ca să-ți vadă reacțiile. 6, dacă vrei, folosește-te de înlocuitor, de alternativă sănătoasă, ce zicea Tabi mai înainte. Și asta în foarte multe domenii, inclusiv la tatuaje. Vrei, simte nevoia copilul să aibă ce știu ce pe el, că e presiunea asta și poți să-ți faci ceva nepermanent. Faci un tatuaj ce durează de henna sau ce știu ce, durează o perioadă mai scurtă. Trece, din nou, soluții permanente la probleme temporare este o mare păcăleală. Folosește înlocuitori. Vorbeai de party-uri mai înainte, le pomeni și pe alea. Același lucru. Poți să interziști copilului, nu, ai ce căuta acolo că nu-i sănătos, sau poți să găsești niște soluții, niște înlocuitori să-i oferi copilului. Și când vorbesc de înlocuitor la foarte multe lucruri, înlocuitor la prietenii pe care îi ai, un grup de prieteni de la biserică, înlocuitor la filme, la muzică, la sport, la tabere, festivaluri și așa mai departe, poți găsi o grămadă de alternative mai sănătoase. Și 7, și cred că mă opresc aici, ca în sinteza asta, nu interzice categoric, definitiv, poate excepție făcând drogurile, aici ar fi interesant dezvoltat povestea, mai bine controlează sau minimizează riscurile. Și aici, țin minte, am avut destule discuții, mai ales cu participarea la tot felul de festivaluri sau cluburi sau party-uri, cu școala, cu colegii, ești în clasa noua, stai puțin, vrei să îți cunoști colegii, vrei să îți stabilești poziția între ceilalți, colegii ies pe aici, pe colo, ba la un club, la un alt loc, poți să spui categoric, nu te duci cu ei că ăștia-s din lume și sunt periculoși și nu vreau să ai nimic de a face cu ei. Și o astfel de interzicere eu cred că e contraproductivă. Trebuie mai degrabă, decât să interzici categoric, mai degrabă să încerci să controlezi riscurile. Și atunci, cum controlezi riscurile? Lucruri de genul ăsta. Ok, te las să te duci. Dar stabilești o limită de timp. Dacă la club se stă până la 3 dimineața, spui, uite, de la 12 vin după tine, te las să mergi cu colegii. Stabilești limite de timp, de loc, depinde și unde te duci, de anturaj, cu cine te duci. Stabilești un mecanism de comunicare, de control. Vreau să ții telefonul deschis, îți scriu, îmi răspunzi și așa mai departe. Deci, decât o interzicere categorică, o minimizare a riscurilor, cred că e mult mai sănătoasă. Și bineînțeles, când nimic mai funcționează, dă-l pe mâna Domnului, în cel mai bun sens al expresiei. Sau poate noi, când nimic nu mai funcționează, dă-l de la început și pe urmă folosește-le pe toate celelalte. Așa că este o altă resursă pe care o avem la îndemână și de care ne putem folosi când chiar nu mai știi ce să faci. E un subiect fierbinte pe care probabil am putea dezbate mult și bine. Și ne-am cam întins un pic cu timpul. Înainte de pauză aș vrea să trecem scurt fiecare, să ne gândim un pic
cât de eficient ar fi folosirea fricii în impunerea anumitor argumente, pe de o parte, și pe de altă parte, cum pot să reacționez dacă aflu că s-au întâmplat deja lucrurile pe care le-am povestit. Am încercat să vedem care ar fi ele, cum putem să le prevenim, dar ce ne facem dacă s-au întâmplat deja. Ca să spun scurt, după părerea mea și din experiența mea, tacticile de înfricoșare funcționează la copiii mici. Ei, eu zic că mă prinde poliția mamii și nu știu ce și ne cred și merge. Deja când copiii devin ambivalenți cu privire la un anumit comportament, adică poate o să-mi fac odată un tatuaj, nu știu, încă nu știu. Adică are în mintea lui și pro și contra. Sau mă gândesc dacă să mă duc la Antold la anul. Este ambivalent, și vrea și nu vrea. Sau, ce-i rău că bei o bere, sau mă duc în club și eu odată, ce-i rău că bea un pic. Adică vrea să experimenteze, dar și vrea să aibă grijă. În momentul în care un copil, un adolescent, este ambivalent cu privire la oricare dintre comportamente, tacticile de înfricoșare nu mai funcționează. Pentru că ei în capul lor au și argumente pro și contra. Și ar vrea să facă, dar și au motive pentru care vor să aibă grijă. Noi când din exterior apăsăm una dintre pedale, adică aia nu-i voie, nu face, să nu te prind, ei ca să se țină în echilibru își activează cealaltă pedală și încep să-și spună, da, dar n-o să mă îmbăt, da, dar nu trebuie să știi tu toate, da, dar ești depășit la subiectul ăsta, știu eu mai bine. Și atunci vocea aia lor interioară tocmai e despre contraargumente pe care nu aia vrem să o activăm. Și atunci tentația de a-i convinge pe un adolescent care e ambivalent, turnându-i noi toate argumentele biblice, nebiblice, psihologice, medicale și nu știu ce, exact cum a spus Paul, da, tot vreau să-mi fac. Sigur, Ray, eu mai avut unul și relația acolo s-a văzut, au contat mai mult decât toate argumentele. Pentru că după toate argumentele, Paul cu povestea cu tatuajul a zis, da, tot vreau să-mi fac. Avea un alt argument, dar în momentul în care relația a fost acolo pentru mine amână, a zis, pentru tine n-o fac. Și de asta când vorbim cu un adolescent care este nehotărât, ambivalent la un anumit subiect, e mult mai valoros ca prim pas să ne abținem din a-i convinge, să facem tot ce putem să ne ținem gura și reflexele închise și să dialogăm. De ce vrei? De când ți-a venit ideea asta? Cum te gândești să faci? Dar ce te atrage în club? Dar ce se face acolo? Dar cum te gândești să faci cu băutul? Dar ce ți-ai tatuat? Dar ce reprezintă pentru tine? Ajută-mă să înțeleg. Să dea ei din gură. Să-și spună ei. La foarte multe nici nu s-au gândit până nu-i întrebăm. Și ai ajuta pe ei, dar ce-ți place acolo? Dar ce contează pentru tine? Dar cum o să fie? Dar cum te gândești că o să răspunzi dacă? Abia atunci încep să-și organizeze ei contraargumentele, iar noi ne dăm seama cam pe unde se situează, ca să știm ce să spunem când avem de spus. Deci asta cumva, ce vreau să spun este că e important ce spunem, dar e foarte important cum spunem ambalajul. Și dacă felul în care punem întrebările sunt iritate, critice, nu-mi faci mie chestia asta, basically este despre noi și despre imaginea noastră, nu va avea efectul dorit. Deci de asta cred că când există nehotărâre, ambivalență cu privire la un comportament, tacticile de înfricoșare și de convingere nu funcționează decât pe termen scurt. Nehotărârea aceea va rămâne acolo. Aceea trebuie rezolvată și asta numai într-un context de relație în care copilul simte că pot să-i spun că nu urlă la mine, nici nu mă ia în bășcău, nici nu mă critică, nici nu mă taxează,
că încearcă să înțeleagă și se gândește cu mine împreună, sigur că este rolul părintelui să pună limite până la urmă, dar și limitele sunt acceptate altfel când atitudinea este de eu sunt aici pentru tine, nu sunt aici să-ți distrug fericirea vieții. Poate fi asta și o metodă de reacționa dacă aflăm că a început deja, a intrat în categoric. Mi se pare că noi, ca oameni, tindem să fim reactivi. Când ceva ne sperie, s-a băut în clasă la ei, s-a dus în excursie și am aflat că s-a băut, deja ne speriem că al nostru are ce-o făcut și vorbim deja pe tonul ăsta, sper că tu n-ai băut. Când conversația a început așa, să nu ne mirăm că nu zice bine, mami, și dispare. Pentru că din start noi venim cu reactivitatea noastră, dar reactivitatea e a noastră, nu-s ei de vină. Adică noi spunem, tu m-ai enervat. Really? Eu m-am enervat. Adică altă persoană în locul meu reacționa diferit. A, că tu ai făcut ceva anume, așa este, e partea ta, dar cum reacționez? Îs butoanele mele, e temperamentul meu, e reactivitatea mea și a spune, m-ai enervat, mă stresezi. E greșit, eu m-am enervat, eu mă stresez. Ca răspuns la ce ai făcut tu, dar altcineva la același lucru poate reacționează diferit. Deci este responsabilitatea mea să-mi gestionez frica, nervii, stresul, panica, sunt ale mele. Adică dacă într-un pahar cu apă nu este pus nisip, poți să iei paharul de apă și să-l scuturi cât vrei, că apa tot limpede rămâne. Dar dacă este nisip și ridici apa, se tulbură. Așa suntem noi. Dacă avem fricile noastre, butoanele noastre, nervii noștri, imaginea noastră de sine, sigur că dacă mi le apeși, dar ele arată că eu le am. Și asta este responsabilitatea noastră să ne sfințim, să ne pocăim, să ne vindecăm, să ne corectăm și să ne controlăm reacțiile față de copii. Pentru că ei au nevoie de ghidare și de ajutor, nu de reactivitatea unei inimi umane, dar neperfecte. Rei, Ramon, ați fost puși în situația în care, în fața faptului împlinit, să zic așa, ce sfaturi ați avea, acum voi aveți copii mai mari, ce sfaturi ați avea pentru părinții care acum se pregătesc să descopere lucruri despre copiilor? Da, în cazul nostru, cred că a fost destul de puține situații, dar pentru că eu sunt mai reactivă ca temperament, în cazurile acestea pasez responsabilitatea pe cel care e mai puternic dintre noi și, de regulă, Cristi este cel care calmează spiritele și au o relație mai specială cu Cristi și atunci știu până unde e rolul meu și de unde. Fetele tatălui? Da, da, da. Inclusiv, scuză-mă un pic, inclusiv legat de vestimentație, nu am prea avut probleme cu indecența sau așa, dar am avut probleme cu high-waisted, totul să fie lăluie și să... Așa, eu nu pot nici cum să accept. Și Cristi zicea, ok, mergem împreună, cumpărăm, dacă tu îți cumperi un hoodie, îmi cumpăr și eu, dacă tu îți cumperi o pereche de Adidas, îmi cumpăr și eu. Și momentul acela, ele stau și se gândesc, sunt momente în care merg și se îmbracă împreună și sunt foarte cool, toți trei. Fetele la șoc. Deja mă gândesc. Da. Scuze. Dar, cam așa. Rar ni s-a întâmplat să fim puși în fața faptului împlinit, tocmai pentru că vorbesc foarte mult cu fetele, poate mai mult decât ar trebui, dar am dezvoltat, pentru că mie îmi place să vorbesc și atunci. Și cum lucrez cu surzii și vorbesc mai puțin la școală, undeva trebuie să vorbesc. Da. Dacă ai fost pus în fața faptului împlinit, eu cred că nici atunci nu trebuie să ne panicăm.
Asta este, i-ai prins cu ceva, chiar dacă i-ai prins poate cu ceva permanent, la o problemă temporară, chiar și acolo nu e cea mai mare disperare a planetei sau a vieții. Eu cred că orice situație are o soluție. Pleci de unde ești și duci lucrurile mai departe și din nou încerci să rezolvi problema împreună cu ei. Iar dacă problemele nu sunt permanente sau soluțiile sau problema pe care ai descoperit-o nu e o treabă permanentă, atunci e cu atât mai ușor să nu te panichezi și să duci lucrurile mai departe. Există soluții, poți rezolva lucrurile, fiecare problemă are o soluție, asta e convingerea mea. Da, i-am prins de câteva ori cu chestii minuscule, nu știu dacă sunt pe aici. Ei mergeau la film la unul din prietenii lor, o seară de film, și noi am ieșit la o plimbare prin cartier și i-am găsit la un magazin cumpărându-și bere. Și încercau să ascundă și să arunce pe în spate, pe la gard, la curtea vecinului. Și da, mi-a urcat așa, noroc că era noapte și nu mi s-a văzut, cred că, roșața pe față. Nu era problema de o bere, pentru că nu le-am interzis-o niciodată, dar era problema că m-au mințit, adică m-au mers la o chestie și au făcut alta, știi? Și atunci în mine a fost ce reacție a fost, nici nu mai aduc aminte, și știu că am spus de la tata, ok, m-ați dezamăgit. Și vă aștept acasă. Și au venit acasă. Deci, atât. N-am mai comentat pe problema asta niciodată, pentru că nu a fost mare lucru până la urmă. A fost o mică dezamăgire, dar s-a rezolvat cât se poate de ok și încrederea mea în ei a continuat să fie acolo. Deci, da, și dacă e prins cu ceva, comportament de risc, încă există soluții. Mulțumesc tare mult pentru cuvintele voastre, pentru că v-ați deschis. O să încep cu întrebările de pe Slido. Metode de a fi intențional cu copiii la o vârstă mică pentru a le clădi o motivație și validare internă și nu externă, care duce la a căuta validarea celor din jur. Cred că aici aș lăsa pe Ramona să zică ceva, că eu am cam lipsit din viața copiilor mei la vârsta aia, la vârsta mică, și de la un moment dat abia am preluat, mi-am venit în fire și am preluat, așa că până-s copiii foarte mici, nu știu să zic foarte multe. Da, cred că am mai spus că eu am încercat împreună cu Cristi, dar da, până la o anumită vârstă am tras eu greu. Am încercat ca să transform orice ocazie într-o experiență de învățare. Vă dau ultimul exemplu. Azi noapte pe la ora 3 am venit acasă de la o nuntă și pe drum până acasă am discutat elementele pozitive, negative. Am fost la o nuntă din mediul neevanghelic. Membru din familie, deci trebuia să mergem și atunci am discutat lucrurile acestea. Nu mi-am propus neapărat înainte să mergem la nuntă că, wow, acum vom fi atenți și când vom veni acasă vom... Dar pur și simplu s-a întâmplat să discutăm, au fost câteva semne de întrebare și am discutat. Cred că așa am procedat, nu cred că, așa am procedat de când au început... Nu știu, Naomi, cred că de la 2 ani jumate am mers la grădiniță. De la 2 ani jumate am construit cărămidă cu cărămidă această încredere, cumva. Asta nu înseamnă că n-am trecut prin etapele prin care, iar mă întrebi. Nu, am fost la grup și a fost fain. Nu, am distrat. Nu spun că n-am trecut pe acolo și că uneori mi-au închis ușa nas. Dar cam asta. Am încercat să clădesc încrederea că tot ceea ce spun e validat prin
trăirea mea. Cred că la un moment dat ți-am dat o imagine. Cred că ați văzut-o și voi, cu siguranță. Eu am pregătit odată pentru ședința cu părinții. Suntem modele, începând de la 1-2 ani și până probabil se căsătoresc. Fetele mele, Lauca și Cristi, model masculin. Și am observat că își caută parteneri după imaginea lui Cristi. Care să iasă cu ele la cumpărături? Da. Adevărul că sunt muzicieni. Da, deci, cum ziceam, v-aș zice câteva chestii pe care le-am făcut de la o anumită vârstă. Până copiii au fost mici, știu că am făcut doar 3 lucruri. Mă sculam noaptea la ei, îi schimbam și le dădeam de mâncare. Cred că niște metode, asta era întrebarea, niște metode concrete, ce se poate face. Din punctul meu de vedere, lucrurile, eu mi le-am împărțit în felul următor. Cred că educația asta copilului, există trei tipuri, trei forme de educație. Formal, informal și non-formal. Acum, la două dintre ele mă pricep destul de bine, una dintre ele îmi displace, sau nu că îmi displace, că are valoarea ei, ci nu sunt foarte bine pregătit sau ancorat sau în largul meu, hai să zic așa. Formarea formală sau învățarea formală, asta presupune un loc prestabilit, o programă prestabilită, dar ai un cadru și o programă prestabilită și înveți pe copil tot ce vrei să-l înveți conform acelei programe și un loc formal. Este genul de școală, genul de activități acasă în care, bun, acum este timpul de așa și bai citești, bai îl înveți, bai ții o mini lecție și mai știu eu cum. Asta e predarea asta formală, la care, sau cu care nu m-am simțit niciodată foarte în largul meu. În schimb, m-am ocupat de celelalte, care ar putea fi, eu știu, ar putea fi niște idei pentru voi, informală și non-formală. Este o diferență între ele. Predarea non-formală are o programă stabilită, dar nu are un cadru prestabilit. Adică, vrei să-l înveți pe copilul tău ceva despre viață și moarte? Asta te gândești așa, ar vrea să-l înveți copilul. Și atunci, ca să-l înveți ceva despre viață și moarte, te gândești unde aș putea să o fac. Ai tema, dar nu e un cadru formal, o sală de clasă, living sau eu știu unde se țin lecțiile. Ci îl iei și îl duci într-un cimitir și faci o plimbare printr-un cimitir și poate povestești despre viață și moarte plecând de la ce vezi acolo și ce se întâmplă cu tine. Deci ai în minte o temă pe care vrei să-l înveți și îl duci într-un cadru potrivit temei respective. Asta este predarea non-formală. Predarea informală este mult mai spontană, n-are nici programă stabilită, prestabilită, nici un cadru prestabilit. Adică ai ieșit cu copiii tăi pe undeva, se întâmplă ceva pe lângă tine, ba ești la mall, ba ești într-o lebus, ba ești în parc, ba se iscă ceva în jurul tău, ai văzut ce se iscă, preiei imediat situația și încerci să extragi niște învățături de acolo, niște lecții, să-l ajut să înțeleagă, uite-te, vezi în viață când se întâmplă așa și așa, uite-te unde se ajunge, ai văzut ce reacție ai văzut acolo stradă la aia 2, precis a fost ceva. Deci cumva profiți de un moment în care sau la care ești martor, ca părinte copii, cu copilul lângă tine, și imediat răscumperi momentul respectiv și îl folosești înspre educația copilului. Bine, la astea m-am văzut întotdeauna mai în largul meu și tocmai de aceea partea de predare formală de aia s-a cam ocupat Ramona și eu mi-am văzut mai mult rolul în celelalte. Ramona. Mențiune. Da. Și în esență, mergând pe non-formal și informal, noi ne-am stabilit un fel de program cu băieții, aveam ieșirea noastră în fiecare săptămână, erau marțile, după amiaza, era timpul nostru la oaltă în care ieșeam toți trei și făceam tot felul de lucruri. De cele multe ori mâncam pizza la concurs, cine mănâncă mai mult. La început i-am putut bate, după care am fost înfrânt.
Și alte lucruri de genul. Era timpul nostru la oaltă în care vorbeam vrute și nevrute și lucruri de care fie le aveam în minte și le abordam, fie le ridicau ei. Și atunci lucrurile cam așa au funcționat în ce ne privește. Ovi, pot să mai spun ceva scurt? Te rog. Am o întrebare după aia pentru tine. Oh. Rei și Ramona au abordat încrederea în relație între părinți și copii. Nu știu sigur dacă întrebarea nu se referă și la o încredere intrinsecă, adică încrederea în sine a copilului, așa încât să nu fie așa de dependent de ce cred ceilalți prieteni sau colegi despre asta. Și numai două lucruri scurte vreau să spun despre asta, ce am văzut și în mine, în viața mea și în viața adolescenților cu care lucrez, lucruri care ajută la clădirea acestei încrederi de sine și care într-un fel stau în puterea noastră a adulților să-i ajutăm. Unu, cred eu că e important să fim atenți la critică. Am mai auzit părinți și cred că și stilul meu același ar fi fost, să tind să vorbesc mai mult când am de corectat ceva la copil. Nu-ți pune mâinile acolo, nu face asta, spală-te acolo, nu-ți stă bine cu asta. Tot ce îi de corectat. Și e o parte foarte importantă a rolului de părinte să corecteze, dar tindem să spunem mult mai puțin lucrurile pe care le fac bine. Și mie, adolescenții care vin la consiliere, deseori îmi spun că ai mei nu văd nimic ce mă străduiesc, numai ce nu fac bine, aia un doi spun. Și a valida ce fac bine. Ce rapid ești când speli vase, dar ce repede umbli, dar ce frumos ai știut să salut, să te porți în situația aia. Nici nu știam de tine că ești așa glumeț. Băi, dar ce ți-a umblat mintea la chestia asta. Nu trebuie să fie olimpic internațional la matematică ca să zicem și noi bravo. Adică putem să vedem și lucrurile mici și bune pe care le fac și să le zicem. Pentru că în momentul în care ei văd că sunt apreciați, că și fac lucruri bune, tind să le repete. Că mama deci și tata no, le-au văzut. No news is good news nu e un principiu bun de aplicat în relația cu copiii. Adică trebuie să le comunicăm și veștile bune, nu? Eu cred că da. Mm. Și să nu ne fie greu să verbalizăm ce fain îți stă părul astăzi, ce bine te prinde albastru. Chiar m-ai surprins că ți-ai făcut ordine în cameră, vai, m-ai mângâia pe suflet, mă bucur că ai făcut chestia asta. Să zicem ce fac bine, că vor mai face. Asta e unul la mână. Ajută la încrederea lor de sine că sunt văzuți și că-s buni la anumite lucruri și că nu trebuie să fie doar de 10 la mate ca să zicem ceva. Și un alt lucru care văd că ajută, încrederea în sine se construiește când facem ceva greu și ne iese. Dacă îți prea pampered, să nu-i fie greu, plouă, nu te duce, că nu știi ce iese, ei tot timpul zic, eu nu știu, eu nu pot. Sigur, pe măsură ce, proporțional vârstei, dar când suflăm chestia aia cu eu știu că ți-e greu, dar you did it. Adică și dacă ne gândim la noi, când ne crește încrederea în noi? Când am făcut ceva ce un pic ne-a fost greu și după aia zicem, mă, uite că am putut. Nu mi-a ieșit de 10, dar deja am curaj a doua oară să fac mai bine. Și atunci simțim că mă descurc sau m-am dus la un party, nu știu să mă port, nu știu ce trebuie să vorbesc acolo și îi spunem, ok, când te duci, pune întrebări, începe tu o conversație, treabă oamenii despre asta, dacă te servește cu alcool, ce o să răspunzi? Gândește-te dinainte. Am văzut și cu nepoții mei, cu băieții, zici, eu sportiv, de aia nu fumez, că sportiv, la băieți prinde chestia asta, nu fumez, că sportiv. Deci, dintr-o dată, nu ești mai prost că nu fumezi, ci ești high class. Sau alt răspuns, așa pe care li l-am sugerat. Zic, mie îmi place să fiu cu mintea clară. Nu beau că îmi place să fiu cu mintea clară. Ah, ăsta e cool, știi? Nu bea că e frică de maică sa că nu bea, ci că îmi place să fie cu mintea clară. Îmi place să am lucrurile clare în minte, să fiu în control, nu mă. Dar practic când reușesc să răspundă chestii din astea și să nu se lase, încrederea le crește că mă descurc mai bine. Și de aceea ai împinge un pic în măsura în care pot din zona de risc, ai echipa pentru asta și a le spune
bai de mine, bravo ție, ai făcut chestia asta, wow, cresc în încrederea interioară. Și aș mai zice, validarea asta internă și externă, am reușit întrebarea, are cele mai mari șanse să existe, să se întâmple când petreci timp cu el, când îți pui deoparte intențional timpul ăsta. Și știu că mulți zicem și aud foarte des chestia asta, contează nu cantitatea de timp, ci calitatea timpului petrecut împreună. Și întotdeauna în mintea mea imediat vine răspunsul, de ce le punem în contrast cantitatea cu calitatea? De ce nu poate fi cantitatea timpului de calitate petrecut împreună? Pentru că în astfel de momente ai ocazia să validezi, să-i vezi gândurile, să vezi ce gândește, cum gândește, ce întrebări îți spune, ce nevoie are, ce frici are și poți să validezi, poți să întărești, poți să-i clădești tot ce ține de identitatea personală. Și așa se clădește, da, identitatea internă și validezi intern și extern și îi crești și încrederea asta în tine. Și poți, într-o astfel de situație, țin minte, le-am spus, dacă vreți să vă apucați de fumat sau vreți să fumați, vă rog să-mi spuneți mie, eu vreau să vă aprind prima țigară. Și a fost riscant când am zis asta și am zis-o și eu trecut ani de zile și nu au zis nimica. Și undeva prin clasa 7-a, a 6-a, 7-a sau 7-a, 8-a, ceva de genul, au venit la mine într-o seară amândoi și s-au luat unul pe altul, pus în fața mea, tati, vrem să fumăm. Ai zis că ne-a prins tu țigara. Și am zis, cum să nu? Haideți cu mine. Am scotocit într-un dulap, aveam un pachet de țigări confiscat de la, nu vă zic cine, cum vreo 10-15 ani în urmă, deci cred că erau și stricate țigările, nu știu, erau acolo. Le aveam și am luat două țigări de acolo și am ieșit afară, pe terasă și am închis ușa după noi pentru că Ramona era albă la geam și încerca să intre și să ne oprească, cred. Am închis ușa și ne-am închis pe terasă și le-am aprins țigările și le-am dat să le fumeze și am obligat să le fumeze până la capăt. Le-am arătat cum și au trebuit să le termine amândoi și niciodată nu mai vreau să fumeze după aceea. Bine, de data asta a ieșit. S-ar putea la alții să nu iasă. Eu nu spun că e o regulă. Vreau să spun numai că în astfel de momente se validează o grămadă de chestii și se pot ridica discuții și lucruri care pot fi de folos după aceea. Și detaliile să vi le spună ei, cum au leșinat, cum au dormit noaptea, cum le-au vărsat, cum toate cele, dar lasă alte povești, își lasă secundare deja. Deci, cantitatea timpului de calitate, mi se pare că acolo, asta e cea mai bună metodă, că nu le știm, nu vă putem, eu nu aș putea să vă dau o rețetă, uite, asta faci când te scoli dimineața, faci, uite-te așa, îți validezi copilul. Dar, petrecând timpul ăsta cu el, cantitatea serioasă a unui timp de calitate cu copilul, acolo se nasc ideile, acolo se nasc discuțiile, acolo Dumnezeu îți dă și îți spune în minte ce ai putea să spui și cum ai putea să răscumperi o situație sau alta, acolo îl cunoști, acolo poți să dai răspunsuri și să-l ajuți. Da, până la urmă vedem că relația primează de multe ori în fața regulilor, argumentelor și contraargumentelor. Și relațiile, după cum bine știm, cer timp. Și cantitate, și calitate. Ziceam, Tabita, că am o întrebare în special pentru tine, pentru că ești mai aproape de domeniul medical și dermatologic mai mult. Se referă la înfrumusețare. Înfrumusețarea timpurie și nu doar. Poate să fie un comportament de risc, mersul la solar, sala de fitness, probabil în exces că sala de fitness nu văd de ce ar fi un comportament de risc în sine, operațiile estetice, ce poți să ne spui despre partea asta de înfrumusețare, probabil abuzivă, aș zice. Cred că secretul este în acel cuvânt abuziv. Într-adevăr, mersul la sală este, cred că, a șasea cea mai frecventă adicție comportamentală și, într-adevăr, a merge la sală și a face sport este foarte bine, dar inclusiv noi oamenii suntem capabili să devenim dependenți de chestia asta, de genul că dacă nu m-am dus la sală într-o zi, nimic nu merge bine și sunt iritat și nervos și știu oameni care nu vin duminică la biserică pentru că sâmbătă n-au reușit să meargă la sală și nu mai pot lipsi și duminica.
când deja te gândești, maybe it's too much. Deci chiar și lucrurile astea absolut sănătoase și normale, noi le putem abuza și transforma în adicții. Mă distrează reclamele astea estetice cu creme și cu buze și cu riduri și cu nu știu ce proiectate pe copile de 20 de ani, cu pielea perfectă și așa, și ți arată ce bine funcționează o cremă și o intervenție. Cred că este o diferență între a ne îngriji și toate intervențiile acestea mai non-invazive sau invazive de corecturi, care nu cred că sunt problema și fiecare, în măsura în care este preocupat de acest lucru și își permite și vrea să-și corecteze riduri apărute prea devreme, ploape căzute, habar n-am ce, nu cred că e o problemă. Cred că în sine ele au potențial adictiv dacă motivația de dedesubt stă în valoarea mea. Și în special persoane mai tinere care pornesc pe drumul acesta foarte invaziv, este un lucru care trebuie întreținut și este evident că îți iei valoarea și stima de sine din loc, care este o chestie foarte riscantă. Totdeauna efectul trece, totdeauna va fi cineva care e mai frumoasă, mai aranjată și câtă vreme stima de sine a noastră stă în felul în care suntem perceput de alții și cât de bine ne întreținem, este oricum calea spre dezamăgire. Deci toate aceste intervenții cred că sunt riscante. Dacă încep la vârste foarte mici și sunt doar cu scop de beauty, cred că este o direcție greșită, care la un moment dat va falimenta, vei obosi să-ți tot refaci buzele și genele și totdeauna va fi alta la care i-au ieșit mai bine buzele și genele, dar este o diferență când lucrurile acestea se fac din motive medicale, adică un nas care merită corectat, niște ploape care scăzute și ți acoperă câmpul vizual, deci cred că trebuie discernământ și nu aș pune toate în aceeași oală. Poți să ne dai anumite detalii din punct de vedere medical, dermatologic? Soțul Tabitel este doctor specialist dermatolog, de asta insist. Ce înseamnă și de ce zici că trebuie corectate? Poate lumea nu știe cât de exemplu, mult... De exemplu, știu adolescente care au anumite deformări ale nasului, care sunt suficient de evidente, pentru care își încasează bullying, care e un lucru care nu se va corecta cu vârsta și dacă este suficient de deranjant, de vizibil, medical el poate fi corectat, este o decizie a familiei dacă își asumă riscurile de rigoare și fac această corecție. Sau ploape foarte căzute constituțional care ți acoperă din câmpul vizual. Și ploapa poate fi corectată ca să nu poartă ochelari și să arate și estetic bine. Deci sunt intervenții din acestea care sunt mai degrabă terapeutice și de protecție. Dar personal sunt reținută legat de umflarea buzelor, de corectarea ridurilor inexistente la 16 ani, de modificarea ochilor asiatici care la anul nu sunt mai la modă. Deja lucrurile acestea nu mai sunt terapeutice, sunt strict estetice și mă fac să cred că o adolescentă care vrea să facă asemenea intervenții invazive își trage foarte tare stima de sine din felul în care arată. Și asta o va hrăni cam o săptămână după intervenție. Și din a doua săptămână la alta i-a ieșit mai bine, oricum, ploapa iarăși cade. În prima săptămână e destul de tumefiat încât exact, să se vadă rezultatul exact. Final. Și deci lucrurile de genul ăsta nu durează și sunt foarte cu risc adictiv și se cunoaște că merg în direcția adicției. Nu aș încuraja deloc. Și eu aș mai adăuga că dacă începem de foarte devreme, e foarte greu după aceea să le mai predicăm copiilor noștri că noi trebuie să ne găsim identitatea în Hristos, cine suntem noi. Dacă punem atât de mult accent pe partea exterioară, e destul de greu.
fie că îmi fac poze tot a doua zi cu mușchii de la sală, fie că îmi fac poze cu genele, sprâncenele, buzele, whatever, noi pe care mi le-am făcut, e greu după aceea să mai ajungem cine suntem noi în Hristos. Da, cred că... Și o astfel de... Mă duc lucrurile poate mai departe, că în domeniul ăsta nu mă aflu, dar observ deja într-o fază incipientă principiul acesta în care tu repede sar să intervii pe niște imperfecțiuni pe care le ai sau pe care crezi că le ai, să intervii fizic, dus puțin mai la extrem și e real ce spun, ajungem la transgenderism, care spune eu sunt băiat sau biologic sunt băiat, dar eu în capul meu sunt fată, sau invers, da? Și atunci gândiți-vă într-o astfel de situație, ce faci? Până unde mergi, apropo de întrebarea Ramonei, până unde te duci cu intervențiile astea? Sigur că într-un astfel de caz, eu rămân, în continuare rămân uimit. Adică, bun, biologia nu minte. Te-ai născut bărbat sau băiat sau fată, bărbat sau femeie, te-ai născut. Biologia spune foarte clar. Dar nu, tu nu te simți ceea ce te-ai născut. Și atunci, n-ai în față decât două variante dacă tu nu te simți. Varianta 1, intervine asupra biologiei a trupului. Varianta 2, intervine asupra psihicului. De ce alegem varianta 1? Care este ireversibilă. De ce nu? Dacă tot avem o problemă de ciocnire între biologicul meu și psihicul meu, de ce culmea alegem varianta 1, adică transformarea trupului într-un mod ireversibil? Dacă tot vrei să intervii asupra probleme pe care o ai, acționează la varianta a doua, să-ți schimbi de aici și să-ți liniștești lucrurile aici. Dar când repede te înveți să faci imediat corecturi care nu au sens sau nu au o motivație terapeutică, și sunt foarte de acord cu abordarea asta, îți formezi o mentalitate care poate duce, poate merge la o extremă. Aș vrea să trecem și la următoarea întrebare și să vedem ce rol poate juca comunitatea și m-aș duce un pas mai încolo, cum să acționăm atunci când aflăm că în comunitate, că în grupurile în care sunt copiii noștri, se întâmplă acțiuni cu comportament de risc. Am vorbit nu foarte de mult cu o mamă dintr-o altă biserică evanghelică al cărei copil consuma droguri, un adolescent. Și am întrebat-o, era o familie foarte necăjită, din perspectiva aceasta lucrurile erau destul de avansate, și am întrebat-o legat de sprijinul pe care îl primește. M-a durut să aud că a zis la grupul nostru de rugăciune, nu pot să spun nimic, că toți m-ar judeca. M-am dus și am spus în cele din urmă la pastor și mi-a zis că să nu mai venim și băiatul să nu mai vină la biserică, să nu-i contamineze pe ceilalți adolescenți. Și cumva s-au simțit ca părinți complet eșuați și râioși, cumva nimeni nu-i vrea. Pot să înțeleg nevoia aceasta de a proteja pe ceilalți copii. Și fiecare familie își cunoaște copilul și la ce vârstă este și cât de influențabil și este datoria lui să pună limite cu cine îl lasă să fie prieten și cu cine nu, cunoscându-și plodul. În același timp, a fi o resursă unii pentru alții când ne este greu, păi dacă nu când ne este greu, când să fim o resursă unii cu alții? Când ne crește salarul? Să mergem la grup și să spunem bucurați-vă cu mine că mi-a crescut salarul? Adică când suntem alături unii față de alții? Și de asta mi se pare foarte important când o familie trece prin situații grele în ceea ce privește evoluția copiilor lor, să ne gândim dacă ar fi al meu și dacă la al meu i s-ar întâmpla așa ceva, cum aș vrea ca ceilalți să se poarte cu mine. Și cel puțin să nu judecăm, să fim buni, chiar dacă decidem să nu ne mai lăsăm copiii să fie prieteni cu acel copil, pentru că știm ce plămădeală e al nostru și că e genul la care îi place riscul și adrenalina și un doi se lasă influențat, dar lucrul ăsta îl putem spune.
uite de ce nu-l mai las celorlalți părinți, uite nu-l mai las pentru o vreme, dar suntem alături de voi, nu vă judecăm, spuneți-ne cum vă putem ajuta, ne rugăm pentru voi. În alte feluri ne arătăm iubirea și sprijinul, pentru că dacă nici noi nu suntem alături unii de alții și nu ne iubim și nu ne sprijinim și nu ne ajutăm, cine o să fie alături de noi? Ca părinți încercăm să controlăm și ne place să controlăm grupurile în care se învârt copiii noștri. Întrebarea ar fi cât de mult sau cât de sănătos e să manipulăm grupurile în care se învârt și cum putem să influențăm relațiile pe care le au și modul în care și le dezvoltă cu creșterea anilor. Pentru că la început au 4-5 ani, da, sunt unde îi ducem noi și stau unde îi ducem noi. Dar vedem mai apoi de la 10 ani încolo, încep să își aleagă singur relațiile și să iasă în locuri în care nu îi ducem noi neapărat sau să nu mai vrea să îi ducem noi. Cum putem să influențăm relațiile astea într-o oarecare măsură și cum putem să-i învățăm să-și aleagă o comunitate a lor. Și aici poate să fie și modul în care își aleg taberele în care merg, festivalurile, că tot pomeneam de asta. Până la urmă trăim într-o comunitate, fie că e comunitatea mică de acasă, familia, comunitatea de la școală, biserica ca și comunitate, orașul ca și comunitate. Unele lucruri le putem influența mai mult, altele mai puțin. Cum putem să le creăm niște filtre ca să își aleagă o comunitate sănătoasă? Cred că este foarte important câte principii ne stabilim la început de drum, adică când e copilașul în burtica noastră, cât de mult ținem ca noi, ca adulții, nu ne încălcăm propriile noastre principii și cred că astfel îi echipăm să poată să ducă bătălii pe care fie că le vor duce într-o comunitate sau alta, mă refer aici la grădiniță, la biserică, la grupurile de copii, la școală, adică nu-i putem feri, nu-i putem băga într-o bulă și să-i ferim, dar le putem da niște instrumente. Și asta este datoria noastră, dacă ei ne văd pe noi că ne ancorăm în Scriptură, mai devreme sau mai târziu se vor ancora în Scriptură. Dacă ei ne văd pe noi că judecăm oamenii, mai devreme sau mai târziu, fie că judecăm oamenii din biserică sau profesorul care nu știe nici cum să predea și deja merge de atâția ani tot la profesorul ăla și tot bate pasul pe loc la matematică, cred că da, cred că noi suntem cei care așezăm valori în inima copiilor noștri. Acum trebuie să fim foarte atenți care sunt aceste valori și dacă noi le trăim, nu în ochii lumii, că acolo e ușor, între cei patru pereți de acasă, pentru că copilul de pe la 11 ani, poate chiar mai devreme, te confruntă și zice, ok, mi-ai zis să nu mint. Da, tu tocmai ce i-ai spus o minciunică, nu știu cui, la telefon, că ești pe drum, nu știu unde, dar ești încă acasă. Da? Ai invalidat tot ce ai construit 10 ani de zile. Sau, da, atunci zici să nu-mi cumpăr Adidas și de 300 de euro sau 500 sau ce ori mai fi. Dar noi de un an de zile tot spui că trebuie să punem bani deoparte, că trebuie să ne cumpărăm o mașină, nu știu de care sau whatever. Cumva lucrurile acestea mărunte, cred că aici construim identitatea lor. Dacă pe noi ne văd, vor face mai devreme sau mai târziu. Pavel zicea, călcați pe urmele mele, că și eu călc pe urmele lui Hristos, copiii vor călca pe urmele voastre, ale noastre, scuze, mai devreme sau mai târziu. Eu cred că Scriptura
Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și astăzi și cred că Deuteronom 6, da? Învață-ți copilul calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, probabil că nu se referă la 80 de ani, cred că acum aici Rei poate să îmi confirme sau nu, e vorba de când se va maturiza, cum probabil că la asta se referă, la vârsta maturii. Proverbe 20:6. Dar și în Deuteronom 6 e o întreagă poveste despre educarea copilului. Ok, am făcut eu confuzie, îmi cer scuze. Cred că acea îmbătrânire la unii se întâmplă la 15-16 ani, la alții poate la 25, la alții poate doar la 40 de ani, dar cred, dacă nu ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu, nu avem nicio bază. Valul vine. Cultura, societatea, nu putem ridica un stăvilar decât dacă ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Legat de întrebarea cum poți să influențezi, nu aș vrea să revin. Mie mi se pare că principiile alea, vreo 7-8 câte am dat mai ceva mai devreme, sunt baza pentru a avea o influență reală asupra copiilor noștri. Relația de încredere, neinterzicând, neînfierând ce Biblia nu condamnă, nu interzice ce Biblia nu interzice, mai degrabă decât să interzice să fii intransigent, mai degrabă încearcă să controlezi lucrurile și toate cele lucrurile astea, cred că îți măresc puterea de a fi o influență în viața copilului tău. Vreau să fac și o mărturisire scurtă legat de comunitatea noastră. Foarte recent, o adolescentă de 17 ani, din afara comunității, cu istoric foarte lung de consum de droguri și foarte sever, cam de o lună a făcut așa o schimbare în viața ei, inclusiv foarte deschisă spre Isus, a suferit o oarecare transformare interioară, doar că nu știe nimic despre cale. Și având cam o lună de abstinență și de schimbare completă, sigur trebuie să iasă din toate, a ieșit din toate anturajele ei vechi, mă întreabă brusc, dar acolo la biserică, la dumneavoastră, nu sunt așa tineri ca mine, nu aș putea veni. Și trebuie să vă mărturisesc că așa am învârtit-o că nu i-am răspuns nimic. Pe de o parte a fost, wow, o copilă din mediu complet ne-evanghelic, ne-creștin, nu știe nimic mare lucru decât că a priceput că Iisus este calea și a vrea cu Iisus și s-a lăsat de toate, de o lună, și mă întreabă, out of the blue, nu sunt tineri la dumneavoastră la biserică să vin și eu acolo? Și pe de o parte, uai, de mine o oaie rătăcită care se cere ea, vă rog, și eu înțarc. Pe de altă parte zic, hai de mine, da, să protejăm pe copiii noștri, asta nu știu cât se ține, dacă cumva ai influență rea asupra copiilor noștri, better not. Și nu i-am răspuns nimic. Și m-am tot frământat ce era bine să fac. Între lupta aceasta, stai să protejăm copiii noștri și să nu aducem riscul în ograda noastră, pe de altă parte nu-l aducem, pe ea o încurajez să iasă din toate anturajele ei vechi, și să se ducă unde la 17 ani? Și cred că noi, ca și comunitate, trebuie să creștem în capacitatea de a-i integra pe ăștia care sunt mai pierduți decât credem noi că suntem. Și când îi întreb, de ce vă duceți în cluburi și vă tot întâlniți și stați toată noaptea acolo, ce e acolo atât de frumos? Știți ce zic cel mai des? Acolo nu mă judecă nimeni, toți mă acceptă. Și nu e vorba că oamenii trebuie acceptați să vină să se drogheze aici sau ceva, ci este vorba de acel sentiment că hai la noi, că ești dorit aici, că e viața aici, hai în țarc, că aici e bine, te iubim, decât fii atent cum e îmbrăcat aia, fii atent ce dreduri are, fii atent cum e vopsită, are tatuaje, nu să mai vină. Și eu cred că și noi ca biserică și grupurile de tineri, sigur că ține de vârstă și de maturitatea grupului, am putea crește în capacitatea de a-i iubi și integra pe acești oameni, pentru că
răspund? Adică când se simt iubiți și doriți acolo, cum să cunoască iubirea lui Iisus? Nu au auzit de el, nu știu nimic, nu au fost educat și când vin la biserică, nu-l chemam pe ăla că e cu riscuri. Subiectul e foarte delicat și cred că trebuie analizat de la caz la caz. În același timp, cred că nu trebuie să fim ca și comunități numai sere pentru cei care suntem decenți și impecabili, ci trebuie să avem o inimă. Și Iisus era celebru că umbla cu prostituatele și vame și sigur, el era cel mai stabil dintre stabili. Dar și noi suntem un pic de-a lui. Da, și ar trebui să fim stabili. Și să mântuiască ce era pierdut. Exact. Aș mai adăuga doar ceva la întrebarea de dinainte. Mi se pare că e practică și am văzut astfel de eșecuri și în comunitatea noastră. Întrebarea legată de când, cum acționăm atunci când aflăm că în grupul din biserică a adolescentului se întâmplă acțiuni cu comportament de risc. Din păcate, prea încercăm să ținem secretul. Cumva nu spunem că cine știe ce iese. Și eu cred că e foarte nociv lucrul ăsta. Acum, contează cui spui și cum spui. Dar din punctul meu de vedere, vă zic și ca părinte și cu orice părinte vorbesc, spune, aș vrea să știu dacă copilul meu face ceva ne la locul lui. Pentru că e normal să vrei să știi. Și niciun părinte normal nu cred că va da în cap sau va tăia capul. Dar ai vrea să știi ca să poți acționa. Dacă n-ai habar, nu faci nimic și copilul poate stărui în comportamentul de risc. Dar există teama asta, băi, nu spun că cine știe cum mă ia, că cine știe cum reacționează, că nu mă crede și mă face și să ia de mine și îmi strig relația. Când vine vorba de comportamente de risc, eu cred că părinții trebuie să afle. Părerea mea. Acum, eu cred că părintele trebuie să afle, uite-te, copilul tău contează cum eu spui, că pot spune și cu superioritate, cu răutate, cu furie, cu multe lucruri rele poți să o spui. Sau poți să o spui, așa cum zicea Tabi, purtându-ne sarcinile, măi, treaba nu-i bine, uite ce am auzit, verifică dacă e adevărat, hai să vedem ce putem face. Și am avut diferite situații, comportamente de risc în anii ăștia, în grupul nostru de tineri și din păcate în câteva cazuri s-a ținut secretul și unii părinți n-au spus ce știau de la copiilor și n-au avut absolut niciun beneficiu, copiii ăia s-au și pierdut câțiva dintre ei. Sau, mă rog, sunt pe o cale, nu sunt pierdut definitiv, bineînțeles că nu, dar au luat-o pe un drum fără întoarcere, cel puțin în următoarea perioadă de timp, pare a fi. Și atunci spuneți părinților în primul și în primul rând. Eu asta aș face și m-aș bucura ca mie să-mi spună cineva, ca să știu ce măsuri să iau. Am mai avea o întrebare pe care putem să o atingem, chiar dacă trecem un pic de ora 1. Având în vedere curiozitatea care stă la baza dezvoltării, cum satisfaci curiozitatea lor, dar păstrând principiile sănătoase? Cred că depinde de comportament. Sunt lucruri exact. Care pot fi, părerea mea, dar fiecare face cum vrea. Vrea să vadă berea, fumatul. Vrea să vadă fumatul, mai bine le încearcă de față cu noi. Da. Nu neapărat sunt de acord, știu și situații în care părinții au fumat iarbă cu adolescenții împreună ca să zică, ok, măcar fumezi iarbă cu mine împreună și vedem ce iese. În situația respectivă, copilul a interpretat-o, n-a vezi că și mama a făcut-o, ce mamă cool am și a continuat. Deci cred că sunt lucruri care copiii pot fi expuși într-un mediu safe și altele care merită limitate, cred. Și apropo de fumat și de experiența aia, eu n-am fumat, numai m-a prins lor țigara. Și părerea mea despre fumat o știau foarte bine și faptul că nu practic așa ceva, așa că o chestie cu iarba, cu marihuana sau ce-o fi, e clar că mi se pare deja o trecere dincolo de limită. Din nou, faptul că subiectele nu sunt tabu și unele lucruri se pot experimenta. La fel a fost cu problema băuturii. Niciodată nu am interzis-o în casă. Când au fost curioși au putut să guste una sau alta. Dar din nou a fost aceeași atmosferă. Cum îi vreau să gust și eu? Dar cum să nu poftim?
sau am cumpărat ca să guste sau știu eu. Deci cumva, din nou, anumite, până la anumite limite, curiozitatea asta poate fi satisfăcută și eu cred că satisfăcând-o, scap copilul de foarte mare presiune mai târziu și de reacția inversă. Nu-i voie, nu vreau să văd cum e, nu mă lasă, o fac pe ascuns și de obicei o și sarcalul când o fac pe ascuns. Pe când dacă e o soi de normalitate și părintele e acolo, cumva, da, știu, nu, scade influența negativă, posibilă influența negativă din afară. Dar nu orice cred că poate fi și încercat ca curiozitate. Așa m-am gândit și eu, deci ne-am fost puși în situația în care să spunem, ok, până ești sub acoperișul nostru și ești responsabilitatea noastră atât ca și autoritatea pe care l-am primit de la Hristos ca și părinți și autoritatea pe care am primit-o însăși de la statul român, faci cum zicem noi. Când te vei căsători, când vei fi pe picioarele tale, când vei avea o altă autoritate, atunci vei putea să satisfaci acea nevoie cu risc major. Și da, ne-am impus. Au fost rare situații, dar ne-am impus și cred că sunt momente în care trebuie să ne impunem. Și curiozitatea nu întotdeauna cred că trebuie satisfăcută și asta știm și noi ca adulți, adică suntem și noi curioși de foarte multe lucruri și nu le-am încercat. Și același lucru cred că poate fi transmis cumva copilor noștri. Mă, și eu sunt foarte curios, dar nu vreau să mă risc. Riscul este mult prea mare, mă poate costa prea mult. De la caz la caz, din nou. Și atunci faptul că ești curios, nu orice curiozitate trebuie și satisfăcută. E o lecție de viață, o învățătură cât se poate de practică, zic eu, și cu asta poți să învețe, cred, încet, luat de vreme. Da, până la urmă, ce Biblia nu interzice, avem cumva libertatea de a o face, însă mă gândesc la apostolul care a predicat libertatea cel mai mult la Pavel și care și-a impus el limite, probabil mai mult decât i-ar fi impus legea pe de-o parte, ca să poată să fie liber și cu iudeii și cu neamurile. De multe ori mi s-a părut chestia asta o contradicție, dar cred că e foarte important cum ne alegem, în primul rând, noi ca părinți, libertățile pe care vrem să le transmitem mai departe și copiilor, astfel încât să putem fi o mărturie atât pentru cei din biserică, cât și pentru cei din afară. Și aici, iarăși, ce nu interzice Biblia, să nu interzicem nici noi. Da, e adevărat principiu. Dar aici intervine o întreagă discuție despre dacă o interzice sau nu. Și interpretările așa ce putem să ajungem cu copiii. Și atunci, din nou, o perspectivă echilibrată mi se pare cea mai sănătoasă, de exemplu, și completă, legată de ce permite Biblia sau nu. Și am pomenit în discuția de mai înainte legat de alcool și consumul de alcool, ce zice Biblia. Păi, dacă vrem o privire completă, eu cred că nu sunt doar cele două lucruri pe care le-am menționat deja aici. Adică, poziția ar trebui să fie, sau aș, din punctul meu de vedere, poziția este următoarea. 1. Biblia nu condamnă în mod explicit băuturile alcoolice. Nu condamnă consumul de alcool. Și nu cred că trebuie multe argumente să dovedim că nu e așa. Uitați-vă în Deuteronom 14:26. Acolo, când vin la sărbătoare, poporul, să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori. Boi, oi, vin și băuturi tari. Tot ce îți va plăcea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeu tău și să te bucuri tu și cu familia ta. Psalmul 104 zice vinul care înveselește inima omului și mai departe. Ospățul de la sfârșitul vremurilor, Dumnezeu însuși pregătește ospățul ăla, Domnul oștilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Deci, punctul 1, da, Biblia nu interzice consumul de alcool. 2, Biblia condamnă consumul abuziv de alcool și cât se poate declar. Vinul batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept, zice Proverbe. Nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, zice Pavel în Efeseni.
Iisus și Pavel spune în repetate rânduri că bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, unu, Biblia nu condamnă consumul de alcool. Doi, Biblia condamnă consumul abuziv de alcool. Și trei, care aduce echilibru și mai mult. Trei, Biblia sprijină moderația și abstinența. În sensul că vedem jurământul de nazireat, în care era pur și simplu când când cineva făcea un jurământ, făcea un angajament, dorea să se dea Domnului, să se închine Domnului pentru o perioadă, pentru un anumit subiect sau lucru de rezolvat eventual în viața lui, presupunea și abstinența lui de la consumul de vin și băuturi tare. De ce? Deci putem spune liniștiți că Biblia încurajează moderația și abstinența în anumite cazuri. Unii dau, de exemplu, pe Recabiț. Uite, fiul lui Recab a fost remarcat de Dumnezeu să nu punea alcool în gură și o anumită grupare din comunitățile noastre vine să spună, uite, te vezi, nu-i voie. Dar nu poți să iei textul cu Recabiții și să spui, deci e clar că abstinența este calea Scripturii, pentru că contrazice o grămadă de alte texte. Și atunci când te vezi la fiul lui Recab, la Recabiț, era accentul îi este altul, nu este pe consumul de băuturi de vin, ci pe respectul și ascultarea fiilor lui Recab. Era un angajament de familie care se transmitea din generație în generație și a fost alegerea lor. Dar este remarcată, fiii sunt remarcați pentru abstinența asta lor și așa mai departe. Ioan Botezătorul, care probabil era un nazireu, spune că nu bea vin. Vedeți? Și atunci, când vrem să vedem o părere completă, trebuie să le spunem pe toate trei, nu doar una. Nu putem spune, Biblia nu interzice băuturile alcoolice sau consumul. Și îți dai drumul. Nu. Biblia interzice beția. Clar, e pericol, este o limită. Dar Biblia, în același timp, încurajează moderația și abstinența. Și atunci, cumva, lucrurile așa se țin în echilibru. Da, viața și mai ales parentingul este de multe ori ca mersul pe sfoară și ceea ce sperăm e să avem Duhul Sfânt care să ne țină în echilibru. Vă mulțumesc pentru răspunsurile voastre, vă mulțumim vouă tuturor că v-ați luat timp și că vă interesează partea asta de creșterea copiilor. Pe această cale vreau să mulțumesc celor care au avut grijă de copiii noștri până la ora asta. Și acestea fiind spuse, vă doresc un weekend plăcut în continuare.